The UK government has been a pathfinder globally around modernisation and managing digital disruption. We were the first to form the Government Digital Service 8 years ago. So cloud gives the UK government a massive opportunity to rethink and reimagine how we do business. Emerging technologies have been present for quite a long time. Data analytics, robotic process automation, machine learning, cognitive learning. How do we leverage these technologies for the innovation for the greater good? In the UK government, we have many government departments using Oracle. Over 66% use and run with Oracle today. That's around nearly about 300,000 people. But we have a number of departments on Oracle Cloud, principally the Home Office. The UK government uses a wide range of Oracle applications. The benefits of having an integrated solution and bringing the systems together means that the data is seamless and you can spend more time analysing the data from a data science perspective. And then saying, right, I'm curious about this piece of data. What does it mean? This year, for the first time, the UK Home Office closed its annual report and accounts in its books faster than any other government department. So that means once we've laid the books to Parliament, we can then move on to something else. Having a fully integrated suite of cloud technologies is fundamental to delivering on the benefits. So the Home Office Metis programme has saved £24 million in terms of a modern procurement system. We want to save at least £300 million in future through better forecast accuracy, better management of public funds, and better management of outcomes for the citizens. It's not about reducing headcount and reducing the number of people, it's making their day jobs better and easier and faster, and making more effective outcomes both for the UK government, but also for its citizens. Vă spun bună dimineața, sunt Mirela Gavra, publisherul revistei TheDiplomat Bucharest și vă urez bine ați venit la prima ediție a conferinței dedicată Planului Național de Redresare și Reziliență. Astăzi vom avea două sesiuni de discuții, cu începere de acum până la ora 1 și cu o mică pauză de masă. Aș dori în debutul acestui eveniment să mulțumesc partenerilor noștri care au făcut posibilă organizarea acestei conferințe. Parteneri Gold, Oracle, RomGaz, partener Atos, instituții partenere, Asociația Municipiilor din România, World Energy Council, Camera de Comerț Română-Britanică, Camera de Comerț Belgia-Luxemburg-România-Moldova, Camera de Comerț Bilaterală România-Portugalia,
Camera de Comerț Eleno-Română, Asociația Producătorilor de Energie Electrică, ANIS România, Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton, Lovering and Partners Business Performance Consultants, Cluj IT Cluster, HIM Public Affairs, CCS și WAVE. Parteneri media, Automotive Today, Outsourcing Today, Financial Intelligence, Economistul, România Durabilă, Club Economic și ziarul Bursa. Aș dori să mulțumesc în debutul acestei conferințe moderatorului acestei conferințe, Radu Puchiu, care este co-founder Happy City. Și am onoarea să-i dau cuvântul să prezinte distinșii parteneri. Mulțumesc! Funcționează direct. Cred că merge. Mulțumesc tare mult. Scuze, e ca să încep bine, nu? Mulțumesc tare mult, Mirela, și mulțumesc tare mult pentru organizarea acestei conferințe. Cred că mulțumirile se duc către toată lumea, mai ales că este prima zi după sărbătorile de Paști. Semn că totuși e un subiect interesant și important dacă atâta lume a venit astăzi alături de noi și faptul că avem ca vorbitori importanți factori de decizie atât din administrație cât și din sectorul privat, din mediul de afaceri, îmi dă încredere că vom avea o sesiune consistentă și cred că va aduce, sper eu, mai multă claritate asupra acestui plan național și mai ales, dacă vreți, asupra reformelor pe care le implică. Cu voia noastră o să plec de la o frază cuprinsă în descrierea facilității de redresare și reziliență a UE, care stă la baza finanțării acestor reforme, care spune așa: tranziția către o economie verde și digitală va susține schimbările structurale ale economiei și dezvoltarea unei bunăstări a societății carbon neutral prin soluții digitale. Cumva discuția de astăzi e structurată exact pe aceste două mari componente, green and digital, dar am folosit fraza respectivă pentru că obligă să nu uităm că aceste componente vizează schimbări structurale, reforme, și n-aș vrea să le pierdem cumva din vedere. Dar mai ales acest scop final care e menționat acolo, bunăstarea societății pentru o Europa mai curată și mai sigură. În prima parte vom aborda ansamblul acestor transformări și implicit cum digitalul ajută și cum contribuie la această dezvoltare promisă. Și am bucuria și onoarea de a avea alături astăzi în acest panel pe domnul ministru Spătaru, ministrul economiei. Mulțumesc că v-ați făcut timp în dimineața asta. Știu că programul la economie începe de vreme, dar iată, mulțumesc că ați venit. Pe doamna Cila Hegeduș, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ni se va alătura puțin mai târziu, ne-a spus asta încă de ieri. Pe domnul secretar de stat Alin Chitu, de la Ministerul de Finanțe, cred că îl vom avea online ca intervenție. Pe domnul Antonio Rădoi, director la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, bine ați venit. Pe domnul Martin Dolni, Public Sector Industry Strategy and Transformation Director la Oracle, welcome. Și pe doamna Lara Tasan-Zanin, director al reprezentanței din România Băncii Europene de Investiții, bine ați venit. Și pe domnul Octavian Oprea, vicepreședinte al Autorității pentru Digitalizarea României, îl avem online alături de noi. Mulțumesc că v-ați făcut timp. Încep cu un mic aspect logistic. Aș vrea ca să ne ținem de timp, știu că toată lumea e oarecum presată, și o să încercăm să ne încadrăm cu intervențiile în 7-8 minute per invitat, ca să lăsăm timp pentru a doua rundă de intervenții scurte, de 2-3 minute și mai ales pentru întrebări din partea publicului, dacă sunt. Sper să avem o discuție bună astăzi. O să-l invit la început pe domnul ministru Spătaru, ministrul Economiei, pentru intervenția dânsului, dar cumva m-aș duce către zona asta. Cum
Avem acest plan național, dar el vine cu o componentă economică importantă, cu o finanțare importantă. Care e efectul, pe de-o parte, asupra economiei și ce reforme implică și cum vede mai ales Ministerul această componentă pe care planul o prezintă? Vă rog, mulțumesc! Ar trebui să fie deschis, ia vedeți. Merge. Da, bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur că discutăm despre Planul Național de Redresare și Reziliență. Într-un moment în care am depășit deja două etape, două trimestre, în care, după cum vedeți, Guvernul României și-a respectat promisiunile, pentru că am îndeplinit toate milestone-urile pe care ni le-am asumat împreună cu Comisia Europeană. Ce putem spune despre Planul Național de Redresare și Reziliență? Dacă vreți o părere personală, probabil componenta economică ar fi trebuit să fie mult mai prezentă într-un astfel de plan. Dar știm foarte bine că acest plan a fost făcut într-o primă etapă în anul 2020, după care a fost revizuit, aprobat de către Comisie și cred că e normal ca Guvernul României, oricare ar fi el, să-și respecte aceste promisiuni, pentru că este, până la urmă, este obligația noastră ca țară și ca stat membru să arătăm că putem să ducem la bun sfârșit un plan care e o provocare pentru multe țări europene și de asemenea și pentru România. Acest Plan Național de Redresare și Reziliență, bineînțeles că vine cu două componente. Prima componentă este componenta de reformă și știți bine că acolo ne-am respectat obligația, dar de asemenea am atras atenția asupra unor obiective care ar trebui rediscutate și pe care ar trebui să le avem în vedere în perioada următoare. Pe de altă parte vine și cu componenta investițională. Din această perspectivă vă pot spune din ceea ce s-a întâmplat la Ministerul Economiei, cred că suntem unul dintre primele ministere care pe componenta investițională au demarat acel program privind microelectronica, pe care am reușit să-l finalizăm într-un timp record, pentru că am fi avut șansa, să zicem, între ghilimele, ca primele 500 de milioane din acest Plan Național de Reziliență să nu poată să fie îndeplinite. Pentru că aveam un termen, 25 februarie, trebuia să-l îndeplinim, nu fusese făcut absolut nimic din acel program. Și din decembrie până la sfârșitul lunii februarie am putut să finalizăm partea de evaluare și să trimitem către Comisia Europeană aceste programe. 8 beneficiari direcți eligibili, 37 beneficiari indirecți. Și atunci, cu siguranță, acești bani se vor regăsi în economia națională. Dacă vorbim de impactul pe care Planul Național de Redresare și Reziliență l-are asupra economiei românești, putem să spunem că el este unul semnificativ, atât timp cât vorbim de o tranziție economică, aș putea spune o nouă reindustrializare. Pentru că avem această componentă a tranziției energetice, transferul industrializării din sectorul intensiv, de folosire intensivă a resurselor minerale fosile, către zona de componentă electrică, gaz, energie verde. Pe de altă parte, vorbim de această transformare digitală, această componentă digitală care se regăsește în fiecare obiect pe care îl folosim. Din ce în ce mai mult avem telefoane inteligente, avem echipamente inteligente, avem automatizare, avem robotizare și din această perspectivă putem spune că
această componentă digitală va impacta din ce în ce mai mult. Este șansa României de a veni cu aceste programe investiționale în primă fază la nivel guvernamental, prin acest cloud guvernamental pe care ni-l dorim cu toții, pentru că e o zonă care ne va sprijini în toate demersurile pe care le vom face, dar de asemenea care va impacta administrația, va impacta modul în care vom produce, va impacta modul în care economia va reuși să se transforme, dar de asemenea ne va impacta pe fiecare dintre noi. Pentru că vorbim și de componenta educațională. Și acolo, în Planul Național de Reziliență, există această componentă educațională. Eu am citit acest plan de reziliență în momentul în care eram membru a unei echipe de conducere din sectorul privat. Și pot să spun că la acel moment, venind din zona HR, am considerat că, din zona resurselor umane, am considerat că specificațiile Planului Național de Reziliență erau relativ generice. Ăsta e un aspect pe care va trebui să-l definim mult mai bine, pentru că transformarea educațională din perspectivă digitală va trebui să fie pusă în practică într-un mod mult mai concret. Ca să concluzionez, economia clar va fi impactată. Suntem unul din statele membre, al șaptelea stat membru al Uniunii Europene, care are un potențial și oportunitate de a reprezenta un pol industrial al Uniunii Europene. În contextul actual al întreruperilor lanțurilor de aprovizionare și în contextul actual al unei renașteri a economiei europene, aș putea să spun. E un lucru bun că l-avem, va trebui să ne ținem de el și va trebui să respectăm, cel puțin guvernul în acest moment a arătat că poate să îndeplinească toate aceste ținte și jaloane așa cum au fost ele asumate. De asemenea, trebuie să privim și din perspectivă critică pentru a putea, în situația în care va exista o nouă discuție privind acest plan de reziliență, să fie adaptat corespunzător economiei românești, dar pe de altă parte, acest plan de reziliență poate să ducă economia românească la un alt nivel. Nu doar Planul Național de Redresare și Reziliență, și aici aș vrea să atrag atenția, pentru că vorbim și de fondurile structurale 2021-2027. O bună parte dintre noi uităm că pe lângă acest plan de reziliență, această sumă impresionantă de fonduri care ne este la dispoziție, avem și fondurile structurale, care de asemenea trebuie să fie coordonate, direcționate către aceleași obiective. Astfel încât în 2030 vom să avem o economie românească care respectă principiile și strategia Uniunii Europene de decarbonizare, de digitalizare, o economie care crește. Discutam cu Consiliul Investitorilor Străini și ei spuneau că România va avea potențial ca până în 2040, printr-o acțiune coordonată, să aibă o creștere economică de 4,5 ori. Pentru asta trebuie să lucrăm acum, prin acest plan de reziliență, prin fondurile structurale, prin digitalizare, printr-o altă abordare economică. Profit de ce a spus acum și de componenta de reindustrializare, dacă vreți, eu o zic și accelerată, pentru că procesul este super
super accelerat, dar peste el vine o criză energetică și cumva companiile o văd, cred că toată lumea așteaptă un mesaj aici. Criza asta va duce la accelerarea lucrurilor înspre transformarea economiei spre ce doriți sau le va bloca? Cum vedeți lucrurile? Eu consider că strategia pe care Uniunea Europeană și România și-a trasat-o în vederea decarbonizării și în vederea acestei transformări energetice n-ar trebui abandonată. E adevărat, trăim o perioadă dificilă în care avem aceste disfuncționalități pe lanțurile de aprovizionare și avem această criză energetică. Vorbeam zilele trecute că avem 3 crize suprapuse în momentul ăsta. Să nu uităm și criza sanitară, care nu putem spune că a trecut total. Strategia nu o faci în funcție de criză. O poți adapta. Dar asta nu înseamnă că demersul strategic de transformare trebuie abandonat. Atât timp cât vom avea aceste obiective, 2030, reducerea emisiilor de CO2 cu 55%, 2050, decarbonizare și reducerea emisiilor la zero, atât timp cât vom avea o strategie adaptată realității economiei românești, toate aceste crize pe care le parcurgem, inclusiv criza energetică, ar trebui să fie tratate corespunzător și să nu reprezintă o piedică în îndeplinirea obiectivelor finale. Ce pot să vă spun este că avem aceste 3 crize care se suprapun, probabil vom mai avea încă una, de care am și atras atenția, această criză a materiilor prime, lipsa acestor materii prime critice în contextul unei alte economii și unor alte produse pe care ar trebui să le realizăm, dar toate aceste lucruri trebuie să ducă la o economie europeană românească rezilientă și sustenabilă. Mulțumesc tare mult. Profit de exact încheierea dumneavoastră ca să fac trecerea către domnul secretar de stat Alin Chitu. El se află online alături de noi. Bună dimineața! Mergând exact pe componenta asta de reformă pe care până la urmă și mecanismul european și planul național le prevăd, și l-aș întreba care sunt așteptările în termen de dezvoltare, ce impact vor avea în PIB aceste reforme, adică dincolo de ce avem de făcut ca plan, planul implică niște reforme, reformele duc la o dezvoltare, cam care sunt așteptările dinspre Ministerul de Finanțe pe care le aveți? Hristos a înviat și bună dimineața! În primul rând îmi cer scuze din partea domnului ministru, care din păcate nu a putut participa, însă m-a trimis pe mine. Eu am un punctaj pe care l-a pregătit dânsul și sunt o serie de elemente pe care dânsul ar fi dorit să le transmită cu ocazia acestui eveniment, pentru care vă mulțumește și consideră că acest eveniment este unul binevenit. Pentru noi anul trecut a fost o provocare destul de mare, pentru că Ministerul de Finanțe a avut un rol destul de important în discuțiile privind negocierea PNRR-ului, care, mă rog, este doar o parte a mecanismului de redresare și reziliență. Din perspectiva impactului bugetar, noi am avut o serie de simulări. Avem, pe de-o parte, obiectivele asumate de către Ministerul de Finanțe, în special ce și componenta noi am o serie de 5 reforme și timp de investiții de
aproximativ 13% din PIB-ul aferent anului 2019, făcând o distribuție pe cei 5 ani, înseamnă investiții suplimentare de peste 2% în fiecare an, iar aceste efectele de rândă a doua aferent acestor investiții sunt unele care întotdeauna sunt benefice pentru economie. Acum nu putem să evităm, așa cum spunea și domnul ministru Scotaru înaintea mea, PNRR-ul a fost construit într-un anumit context economic, a fost gândit în sens din perspectiva rezilienței, care a fost testată de criza COVID. Acum vorbim de alte amenințări asupra economiei mondiale și mai ales europene. Și în contextul acesta, un element de punctaj pe care aș dori să-l transmit este că ne dorim ca atunci când discutăm despre disciplina financiară, și anume obiectivul de din perspectiva procedurii de deficit excesiv, să țină cont și de aceste noi obiective pe care ni le-am asumat în nou context, și anume cheltuielile cu cheltuielile militare. Acest subiect fiind unul de interes absolut pentru România și fiind un subiect pe care domnul ministru îl susține foarte eficient din ECOFIN. Acum, eu am un punctaj destul de larg cu privire la ce înseamnă PNRR-ul din perspectiva Ministerului de Finanțe, însă am observat că dumneavoastră ați început această discuție într-un format de discuție liberă și nu aș dori să continui un monolog, ci mai degrabă să încerc să adresez eventuale întrebări care se vor naște pe perioada acestui panel. Mulțumesc tare mult, chiar ăsta e spiritul, într-adevăr. Vă adresez eu una până să luăm din public. Evident că Ministerul Finanțelor nu urmărește doar de pe margine ce se întâmplă și e totodată participant la reforme. Mi-ați putea spune care sunt proiectele pe care Ministerul le are în vedere pentru reforma propusă, mai ales pe componenta de digital? Știu că există niște lucruri acolo. Eu cred că obiectivul nostru de digitalizare, în special administrației fiscale și nu numai, este unul care a început înainte de discuțiile de PNRR. Și am făcut primii pași în sensul introducerii acestor elemente de digital, casele de marcate, factura, acum e-transport, SAFTE-ul și așa mai departe. În contextul acesta, resursele alocate prin PNRR sunt unele binevenite pentru că putem accelera mai departe implementarea acestor proiecte. Principalele elemente de cost care sunt definite în PNRR sunt direcționate mai degrabă către colegii mei din ANAF, respectiv colegii mei din administrația vamală. Cred că ele au fost destul de bine comunicate, în sensul în care noi am construit un plan prin care deja am început să colectăm un volum foarte, foarte mare de date, așa încât, pe de o parte, să putem, ca la sfârșitul implementării acestor reforme, de exemplu, să putem transmite declarații fiscale precompletate, așa încât să scadă sarcina conformării, acest element fiind unul deseori criticat în rapoartele de țară. De asemenea, din perspectiva colegilor noștri de la continuând cu ANAF-ul, se vor achiziționa elementele de hardware și de software care vor permite această analiză de big data. Au fost definite deja criteriile de risc, așa încât, folosind toate aceste informații pe care noi le colectăm via, cum spuneam mai devreme, case de marcat electronice, e-factură, e-transport, SAFTE, să le putem folosi cât mai eficient posibil, așa încât să direcționăm eventualele controle fiscale în zonele identificate ca fiind de risc în urma acestor analize. Evident că analizele de big data reprezintă un lucru destul de dificil de dezvoltat, atât din perspectivă a resurselor materiale, cât și din perspectiva dezvoltării capacității administrative necesare
Și acesta a fost motivul pentru care a fost gândit acest plan multianual. Plan multianual care a avut la bază niște evaluări făcute de către instituții financiare independente, de către FMI, OECD și așa mai departe. Deci asta ar fi pe de o parte. Apoi, evident, revenim la investițiile necesare pentru creșterea eficienței administrării vamale, celebrele scanere. Dorim ca aceste echipamente să funcționeze. Și cam asta ar fi în termen destul de larg. Din perspectiva Ministerului de Finanțe, avem un buget care, mă rog, prin comparație cu bugetul total de 370 de milioane de euro, nu este unul foarte mare, dar avem un buget prin care putem să plătim consultanța care deja a fost contractată cu Banca Mondială, așa încât să aibă loc o analiză a sistemului fiscal și să găsim metodele cele mai eficiente prin care să îl facem mai adaptat nivelului actual de dezvoltare al României. Și de asemenea avem un buget care ar trebui să ne permită implementarea unor micromodele care să permită micromodele economice ale României, care să ne permită niște studii de impact foarte rapide atunci când facem analiza unor modificări fiscale promovate atât de către Ministerul de Finanțe, cât și de ceilalți parteneri, în special de Parlament și partenerii sociali. Și de asemenea mai avem o componentă de digital în care ne dorim să creăm un AVM, un model de evaluare automată a proprietăților care să permită o analiză mai bună a proprietăților imobiliare deținute atât de stat, direct sau indirect, deci în proprietatea publică sau privată a statului, cât și în proprietatea agenților economici și persoanelor fizice. Cam asta ar fi componentele în sens destul de larg a investițiilor din domeniul digital, care evident, cum a spus și domnul ministru mai devreme, sunt ca și pondere pe locul 2 după investițiile din energie, în proporția sumelor alocate prin PNRR. Mulțumesc tare mult. O să mă îndrept acum către domnul Dolni, către Martin Dolni, întrebându-l din perspectiva Oracle. Am avut exemplele și oferite de Ministerul de Finanțe și ce spunea domnul ministru al economiei pe componenta de cloud. Care sunt provocările critice sau care sunt trendurile în ce privește zona guvernamentală sau, dacă vreți, sectorul public la modul general? Ce vedeți ca trend în zona asta? Ce urmează să, ce vor ei să rezolve sau ce ar trebui să rezolve sectorul public în zona asta din perspectiva Oracle, sigur că da. Thank you. Thank you for the floor, being here and for the word. There are many, but I'd name three. The first is change in citizen expectations. Second, demographic trends or changes. And the third is about the funding gaps. To be more specific, we have seen some searches, studies, analysis, and 85% of citizens expect that the governmental services will have the same standard or even higher as they have now from the commercial organizations, right? So you can see it actually in general, right? It's about the increased demands. It's not coming only through the usual channels. It's coming also through some social networks, to other sources, right? It's about the new digital models that many people are accustomed to, right? It's about, and I've just imagine, right, that it's that if you have this intake inflows of the data, it's very much unstructured, right? So now you have a pool of
we understand what structured and unstructured data means. It's something like a sentence coming through, and now these governmental organizations have to deal with it, right? So this change in the mind of citizens also needs to change the mind of governments, and that's what we've seen. I've been in a few contacts with government organizations around Europe, that they deal now with citizens as customers, and that's something like becoming the mantra of the new approach, right? So to put ourselves in the shoes of citizens and trying to think their way, their journey, which means practically that the governmental services need to go through various channels. So access on the terms of citizens, right? It's about the about the consistent data that are coming through these channels. And so it means also that, and actually that was the pain of usual citizen services, that it was one-way transaction, right? We started some agenda, and then it ended, we filed it over. Now we had to understand the needs of citizens to be as a multi-channel or multi-transactional way, right? The second is demographic trends. And actually, there is lots of like aging population. I don't want to go to every single detail, but I want to stress out the urbanization, right? By 2050, two-thirds of European populations, world populations, will be living in cities, right? In Europe, approximately 1950, it was half of the people living in cities. Now in 20s, it was 76, and expected 2050, about 85% living in cities. What it means is, actually there are many consequences, but just imagine that the local government, cities, and all these organizations will have more power, right? So central governments become more regulatory, while local governments became more executive, right? They're facing to citizens. So now we have this kind of convergence, and we heard it actually from your plan, it's some of convergence of industries. Smart city is not only the city level, as I think it's smart program, right? So it's about the merging of administration with the telco, with banking, with energy, with utilities, with mobility, right? So that's actually now being seen in and that's actually becoming the example of national plans of other countries as well. But then the last one, as I mentioned, is funding gaps, and somebody would think that that this funding scissors, right? So about the less funds for and higher costs coming after the COVID, but it's not actually true. It's coming maybe from 2013, 2012 in Europe. Of course, COVID has strengthened it a little bit, but now actually I just give you an example. We have given kind of a study around the CIO. So. Sorry, how to say it? It's informational officers of public administration. So guys who are dealing with information systems at the governmental organizations, asking about their priorities after the COVID. I'm just referring now to the pandemic, but a little bit. And what would be expectation is that they would say that the top now would be about the self-service citizen services. But their priorities, surprisingly, I mean the top, after the cybersecurity, of course, was budget and cost control. Budget and cost control. So this apart the biggest like faller of the priorities was hire a new IT personnel. So they see themselves that there is probably a little limited way how to lower costs, but there are much more various ways how to interact and make efficient tools to manage the cost, right? And funds. So now we're talking about the standardization, about the I would call it less customization on the processes, but more personalization. So interoperability with the organizations. So or shared services, something that can be done, I mean, on the one organizations that are necessarily to be done on the other. Cloud computing, of course, when you save the cost, and that's actually coming back to what I said at the beginning, and then I finish is that you measure it from the citizen perspective, a little bit from the bottom up. Yeah, so you put yourself in the citizen shoes again, you see his journey, we are all citizens, actually it's my journey, right? So what I'm going to reach out, and then I go and build up all these systems above.
So it's about rethinking these services around the citizen, but around a new type of behavior that is asked by the citizen. What are the must-have ingredients or components when you talk to the public services? Because as you said, even even here, we have this separate mind of we deliver one services by the fiscal authority and another services by the, I don't know, road authority and so on. How do we integrate them in terms of experience on one hand, but also in terms of providing a good experience to various types of citizens, if you want. You mentioned the generational gap, but I would mention the digital natives versus non-digital people and so on. How do you, from your experience, also. Yeah, thanks, that's a great question. I think that I already mentioned it, that's a little bit start, and it's very simple because it's on the what we call front end or front office. So this is this what we face, I mean, all the information systems or rather services towards the citizens, right? And it's not necessarily to be, I mean, very robust change in the processes. It can start with some of these minor components. Must have, as you mentioned in your question, is maybe 5-4, I mean, reflecting the new technologies. The first is this omni-channel or multi-channel access, right? So, so of course, there is no more important term in 21st century like opening hours, right? Especially if there are people who are working, they cannot just go, I mean, and use the or just themselves to opening hours. But what if they want to do this intake on Sunday evening? They can do so. 24/7. Regime is becoming more and more accessible, of course. Then we have actually three types of services, which is self-service, semi-assisted, and fully assisted. So of course, some of the services need some sort of assistance, but it goes. But this intake can go service up and do as much self-service as possible. We now have a new term after COVID, which is called no-touch economy, right? So do much self-service as possible. Then it's about the, I manage as an intelligent advisor. So somebody, digital assistant, an intelligence that helps you as a citizen to come through it, right? So it's actually should be in the way of practical and tangible outcomes, like that you have intelligent form, that you have chatbot that leads you through, right? That you have actually anything that helps you to over through it. And on the other opposite of that, that is something which can be called as a knowledge management. So these guys who are sitting there, either it's a machines or it's a humans, like officials, now they have this structured and unstructured data that needs this knowledge management to understand, actually to translate the data to information, right? To translate the information. And maybe the last from this front end is what we called citizen outreach. Citizen outreach, imagine it's actually communications from the government or from the organizations towards the citizens. It could be emergency, like that you are announcing some catastrophe, let's say it would be flood, or maybe some safety problems like now are, or it can be non-emergency if you, for instance, want to announce some programs, right? And now you cannot answer, you need some sort of real-time data. So you target the customers, you know who they are, you somehow select them, of course, and then you go for it. So these communications from the organizations toward the citizens, not only engagement from them to you, yeah? Thank you very much. Cred că experiența unei companii eminamente digitale cum e Oracle dă speranță că pot fi accelerate lucrurile și în serviciile de la noi. Una dintre suporterii constanța efortului României de a progresa a fost Banca Europeană de Investiții și o invit pe doamna Larata Sanzanin pentru a ni se alătura în conversație. O să știu că înțelegeți română foarte bine, dar o să pun și în engleză întrebarea. I understand that EIB and EIF will deliver 1.2 billion euros under the National Reform and Recovery Plan in favor of SMEs, mid and large cap for grid and digital projects. Could you tell us more about these opportunities? Da, mulțumesc de Diplomat București pentru invitația. Încă nu pot să vorbesc foarte bine limba română de afaceri, atunci voi continua în limba engleză.
Thank you very much for the invitation and for having the EIB group, the European Investment Bank group, telling you more about our role in the resilience and recovery plan, which I will call PNRR, even if I will speak in English, because we are here and we call it PNRR even among ourselves when we speak in English, so that's a reality. So indeed, we have been entrusted by the Romanian government to manage 1.2 billion euro of funds dedicated to the private sector under PNRR. I know that there is not much knowledge still in the market. That's why it's very important to say that out of the 29 billion euro of the PNRR, 4 billion will be dedicated to the private sector, specifically to the private sector. And out of these 4, 1.2 will be managed by us, and I will explain you a bit how and what for. And also, because we are talking about digitalization today, we will be advising as European Investment Bank, MIPE, the Ministry of Investment in European Projects, on how they will distribute the grants for the SME digitalization component under PNRR, which is also very important. I mention advisory because I want to say that the EIB group has the largest office of all in Romania. And I usually say not made up of bankers, but made up of experts supporting the Romanian authorities to prepare and implement projects to speed up the funds, and we hope also to speed up the PNRR resources. So I said 1.2 billion euro, which will be equally split between private equity funds. We will be investing on private equity investments mainly dedicated to tech, to the tech industry, to the smart app, but also to more growth type of funds, and the calls are coming in these days. Of course, 400 million euro of funds for the private equity domain of Romania will not be absorbed in a blink. We will do multiple calls, but the idea is to support more specific funds, tech funds, private equity funds in Romania with the PNRR resources. The manager in this case is the European Investment Fund, and all the calls for our money, and I mean the Romanian money to be attributed to the funds, will be distributed through open calls, which will start in these days and will continue until the first part of the PNRR, because as you know, one of the very important and difficult aspects of the PNRR is the short time of implementation. Also for private equity investments, particularly when we want to support tech, green, digital projects, it's not very easy to find projects that are ready to be financed today for them to be implemented by 2026. And this is a very important condition that is not always very clear in the public opinion, and that is what Minister Spataru and the government and us also indirectly have the challenge to meet. So I said 400 million euro on the equity, which we have already signed with the MIPE, the funding agreement. So there is progress going on, and the calls are coming, are starting this month and will continue throughout the period. But we have also signed up with the MIPE another funding agreement for 300 million euro to support, in this case, large caps and mid caps to finance digital and green projects mostly. Again, here the challenges are huge because of the implementation time, particularly in the case of the green investment. They don't happen overnight. They need a lot of preparation and fast implementation. What we will do with this money, I think it's very important to say. In the case of the equity, we will be the institutional investor on private equity funds responding to certain criteria and to our cause. With the mid caps and large caps, we will set up with the PNRR funds a guarantee portfolio instrument, which will be, let's say, allocate to banks interested to use this guarantee portfolio instrument in order for them to invest on investments submitted to them by large caps, mid caps, and also small and medium enterprises. Why there is the need of such an instrument? Because the banks are not ready so easily to invest on digital and green investments. We have to be very clear about that. These projects are riskier
for the risk appetite of banks, and not always the banks have the knowledge to assess these risks. So the best way to have a bank on your side is to mitigate the risk, because otherwise their solution is to ask the company to provide a lot of collateral, a lot of corporate guarantees, which are very expensive for the company. And what it is happening in Romania, and not only Romania, is that ultimately, if I am a company and I want to have and pursue a green investment, I ultimately don't do it because when I go to the bank, what they ask me in exchange as a collateral requirement, or what they propose me as a pricing, how much they charge me for that loan, is something that I cannot afford as a company. And therefore, we believe that the idea that the Romanian government had to set up these guarantee instruments in order to enable banks to support green and digital investments is very much needed in this market in order to accelerate and to incentivize green and digital investments in the country. Why I say incentivized? Because in our experience, availability of funds, and here we are in an unprecedented moment for Romania, 29 billion euro under the PNRR, modernization fund, another big chapter. Minister Spataru mentioned rightly that we should still remember that we have the structural funds 21-27 coming up. We have the just transition fund. So availability of funds is not an issue. Priorities are set. But we believe, and based on our experience, the reality is that the Romanian market, both public and private sector, they need an incentive in order to address attention and keep the focus on pursuing digital and green investments. And the incentive is a combination of, in our experience, of advisory. Companies still need to be advised on what kind of investments and how to prepare them. And we will be offering this advisory through our PNRR support, but also the banks need knowledge. We will advise also the banks on how to look at these investments in order to maximize the amount of funds that from the PNRR will be channeled through the private sector on the priorities of green and digital investments. Thank you. It's very hard to convince somebody that needs a help, no, somehow. To be honest, in our case, I find that they are always willing to receive help. What is at times, and I really liked what Martin said about citizens becoming customers. What is actually art is sometimes to persevere to the very end, because the road is long. The transformational roads are even longer and steeper, if I can say so. So here, I must confess, I'm here in Romania since 2018, before I was in Turkey. Here we have still a bit too high mortality rate for our taste, meaning that of the 100 leads that we have, either from the public sector or the private sector, 95% disappear on the go. They don't finalize the project, despite our advisory being there and our expertise being available for free to the people pursuing investment. So, indeed, I think, and I want to end this because I know that we are a bit short of time. I want to end this on a positive note. I have seen this PNRR having a transformational effect on Romania. I'm in close contact with many ministries because we would like to help, of course, beyond this private sector support. And I have seen two or three avenues of transformation which we didn't witness before. One is that there is a sense of urgency, and I think everybody in the government is well aware that we have milestones under PNRR to meet at every quarter, and I'm sure the minister knows himself the milestones by heart. And this is indeed a change, and it's a very important change because it's a matter of ownership and commitment and leadership. And I think Minister Spataru gave us an example, and I also follow him in the Foreign Investor Council meeting, and I really appreciated his vision.
Another transformational effect that we have witnessed is that in some key ministries, like energy, where there has been traditionally a very important knowledge of the sector, but they were missing a very important knowledge of the EU mechanism. And without this knowledge, you don't manage to meet the milestone, to understand what it takes to meet that milestone. And I think that, so there is also more coordination among ministries. I know that there is a task force at the level of the Prime Minister, and everybody knows that they have to meet and deliver, and there is a very sense of urgency. Also, they work less in silos and more in a coordinated way under the Prime Minister leadership. And I take this comment to add, I think, one further transformational effect that we would like to see, and this is on the digital agenda. I look forward to the intervention from the ministry, but we believe, because as European Investment Bank Group, we are helping not only Romania, but also many other countries in delivering their PNRR, Greece, Italy, Poland, Ireland, to name a few. And it's very important that the digital agenda is really treated as a multi-ministry issue. It cannot be that each and every ministry addresses the digital component and the PNRR in isolation, because Martin mentioned the multi-channel. I mean, it's really a service to the customer vision that has to be embedded in when we are talking about digitalizing the public administration in particular. So I know that this is a very delicate topic in the government, still very debated, and but we believe that the digital agenda should be high in the priority of the government. Maybe Minister Bolos will return to his MIPES portfolio, and we need strong leadership and knowledge and weight in the government on the digital agenda. So either within the Ministry of Digital, research, innovation and digital transformation, or in another form, but it's very important that this is high up in the priority. I'm myself a transport engineer by education, so nothing is more important than infrastructure and this big and large infrastructure, but now I think the world is different and digital agenda has to be as important as key infrastructure, primary infrastructure for Romania, and Romania has really, with the PNRR and the additional funds coming, an unprecedented opportunity to meet this big challenge. Thank you. Mulțumesc și eu tare mult. Chiar cumva facem trecere, avem reprezentanți și de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și pe domnul vicepreședinte Oprea și cumva mulțumesc pentru înțelegerea dânsului, pentru că l-am lăsat spre finalul discuției, dar cred că a venit natural cumva ascultând intervențiile celorlalți, așa că mă duc online către domnul Octavian Oprea. Exact cu prelând aceste idei spuse mai devreme. Practic, digitalizarea, pe lângă că ar trebui să fie un mult mai sus pe agenda guvernamentală, are și acest dublu rol. Adică, pe de o parte, transformă serviciile publice, făcându-le mai eficiente, dar transformă și mediul de afaceri, făcându-l mai competitiv. Și, pe de altă parte, tranziția spre noua economie de care vorbeam, practic nu se poate face fără această componentă digitală, așa cum este menționată și în planul european. ADR este în mijlocul acestei transformări, dacă vreți. PNRR vine și cu finanțare, dar și cu promisiunea aceasta de reformă. Care ar fi promisiunea ADR în contextul ăsta? La ce ne așteptăm, pragmatic vorbind, că știu că sunteți un adept al pragmatismului. Vă rog. Mulțumesc mult, domnule Puchiu, mulțumesc mult de diplomat pentru organizarea acestui eveniment frumos. E al doilea an când am onoarea să particip. Ca și anul trecut, sunt convins că după finalizarea acestui eveniment vor reieși idei pe care le vom pune în practică cu tot mai multă energie.
Cum am spus-o de fiecare dată, nu mă feresc să spun nici de data asta, viitorul României va fi digital sau va fi pierdut. Asta e clar pentru fiecare dintre noi. Am văzut, ne-am uitat la țări din jurul nostru, la țări mai îndepărtate, cum ar fi Estonia, exemplu despre care vorbește toată lumea, sau așa cum știm amândoi, domnule Puchiu, aproape de noi, Republica Moldova, un exemplu de perspicacitate și un exemplu de dorință pe care România ar trebui să-l preia cât mai repede atunci când vine vorba de digitalizare și de identificarea resurselor pentru a transforma modul în care, în primul rând, modul în care cetățeanul interacționează cu statul. Pentru că fie că ne place, fie că nu, în România, atunci când vorbim de digitalizare, ne gândim la eliminarea birocrației care atrage după sine diverse impedimente și o lipsă de încredere a cetățeanului în instituțiile publice. Așa cum spuneați, Autoritatea pentru Digitalizarea României, într-adevăr, se află în epicentrul a tot ceea ce înseamnă transformarea digitală specială a administrației publice din România. Dacă într-o discuție publică anul trecut vorbeam de digitalizare și vorbeam de hățuri sau de volan, în momentul de față consider că România, prin acest Plan Național de Redresare și Reziliență, poate transforma tot ceea ce se întâmplă în zona publică cu ajutorul unei manșe. Consider că Planul Național de Redresare și Reziliență sub forma actuală, o formă, să zicem, îmbunătățită, poate ajuta România atât din punct de vedere al implementării aplicațiilor, din punct de vedere al infrastructurii hardware, dar foarte important de știut este că în Planul Național de Redresare și Reziliență avem o componentă care îmbunătățește modul în care funcționarii publici interacționează cu tehnologiile digitale și totodată aduce cetățeanul român, cetățeanul de rând, în zona digitală prin diverse programe de specializare, training-uri și așa mai departe. În Planul Național de Redresare și Reziliență există două milestone-uri foarte importante pe care mă bucur foarte mult că România a reușit să le atingă. Așa cum probabil foarte mulți dintre dumneavoastră cunoașteți, e vorba de două modificări legislative, două update-uri legislative, aș putea să le spun. E vorba de ordonanța de urgență pentru cloud-ul guvernamental și de legea interoperabilității. O să o iau invers față de cum am prezentat. Din punctul meu de vedere, legea interoperabilității este o inițiativă excepțională a deputatului Sabin Sărmaș, președintele Comisiei TIC și, bineînțeles, a grupului de lucru Law and Technology care a lucrat la acest act normativ. România avea nevoie de un act normativ prin care instituțiile publice să înțeleagă faptul că a da acces la anumite date altor instituții publice nu înseamnă că acele date sunt puse în pericol și totodată instituțiile publice au nevoie să înțeleagă faptul că nu sunt doar ele proprietarele acelor date. Această lege, practic, ajută această lege a interoperabilității ajută instituțiile publice să treacă la următorul nivel, instituțiile publice care, deși în momentul de față multe dintre ele utilizează diverse aplicații din cauza faptului că n-au acces la mult mai multă informație, la alte baze de date, nu pot pune în folosul cetățeanului 100% aplicațiile așa cum ar fi trebuit. Pe partea cealaltă, legea cloud-ului, ordonanța de urgență a cloud-ului guvernamental, ordonanța de urgență intens dezbătută în ultima perioadă, ca orice act normativ a trecut, și asta mă bucur mult, printr-un proces de consultare publică. Așa cum cu toții știm, rolul consultării publice este de a perfecționa actul normativ pus în dezbatere de instituția respectivă. În cazul nostru, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, sunt convins că vom ajunge la o formă finală agreată de toată lumea și care va impacta pozitiv toți actorii implicați în procesul de realizare a cloud-ului guvernamental, care de altfel este un instrument de care România avea nevoie.
Dacă vorbim de digitalizare, nu vorbim întotdeauna doar de infrastructură hardware, problemă care va fi rezolvată în viitor apropiat de cloudul guvernamental. Vorbim, așa cum vă spuneam, și de modificări legislative, de aplicații performante adaptate la nevoile cetățeanului și, foarte important, vorbim de o trăinuire a utilizatorilor finali care sunt cetățenii. Dacă ne uităm în ultimii 2 ani de zile, spre exemplu, la platforma ghișeul.ro, am văzut că România au o deschidere foarte mare către digitalizare. Am ajuns de la 350.000 de utilizatori în decembrie 2019 la aproape 1,4 milioane de utilizatori astăzi. Am ajuns anul trecut la peste 1 miliard de lei încasați de statul român prin platforma ghișeul.ro, ceea ce ne arată faptul că românii doresc cu tot din adinsul să scape de statul la cozi, în special atunci când vine vorba de interacțiunea cu statul. Așa cum ziceam, Autoritatea pentru Digitalizarea României încearcă din răsputeri să pună la dispoziția celorlalte instituții publice partenere. Dacă vorbim de cloud guvernamental, vorbim de 65 de instituții care vor beneficia de cel puțin 65 de instituții publice care vor beneficia de această infrastructură extrem de importantă, care va veni la pachet cu sprijinul Autorității pentru Digitalizarea României, cu aplicațiile necesare și cu know-how-ul necesar pentru a putea elimina procesul birocratic din prestarea serviciilor publice. Autoritatea pentru Digitalizarea României își propune, așa cum v-am spus, să sprijine și este în continuare un partener de încredere atât pentru zona publică, dar mai ales pentru zona privată, pentru că foarte bine știm, în cel puțin în domeniul nostru, în zona IT, inovația vine din zona privată și ajunge destul de greu, din păcate, în zona publică. Mulțumesc tare mult, profit de moment pentru a-i ura bun venit doamnei Cila Hegeduș. Mulțumesc că ați alăturat nouă și totodată știind că domnul ministru are o agendă foarte plină și trebuie să fie la 11 într-o altă întâlnire și știu că sunt foarte multe întrebări și din partea presei, dar probabil și din partea publicului, aș prelua una din partea publicului, lăsându-l pe domnul ministru apoi probabil să ia mai multe din partea presei în hall. Mulțumesc. Dacă sunt, vă rog, înainte de a trece la... Dacă nu sunt, atunci o să-i mulțumesc domnului ministru, o să-l las pe mâna presei, cum cred că de-abia așteaptă, nu? Mulțumesc! Și mulțumesc încă o dată tare mult că v-ați făcut timp pentru intervențiile de astăzi și sper că a fost plăcut și ce ați auzit de la ceilalți. Mulțumesc tare mult! Mă întorc la domnul Oprea pentru o scurtă întrebare, dacă se poate. Am văzut că ați făcut această măsurătoare, că suntem la 21% grad de digitalizare pe zona de servicii dedicate evenimentelor de viață. Eu sunt mai practic, știu că până în 2030 trebuie să ajungem la 100%, vă întreb ce facem anul ăsta. Vom fi la 20 și cât la sută? 22 sau 30 sau mai exact? Știți foarte bine că atunci când vine vorba de digitalizarea serviciilor publice, sunt un tip foarte optimist, iar optimismul meu vine din energia pe care și cunoștințele pe care le-am văzut la oamenii din jurul meu, cei care ne ajută practic să eliminăm acest proces birocratic. Într-adevăr, suntem la 21% în momentul de față. Am convingerea că anul trecut, Autoritatea pentru Digitalizare, acesta e un aspect foarte important pe care ar trebui să-l menționez, pentru că cele două realizări ale ADR practic au pregătit terenul pentru ceea ce înseamnă Planul Național de Redresare și Reziliență. ADR anul trecut a reușit să inventarieze serviciile publice oferite de instituțiile publice centrale și au ieșit 2333. Practic, aceste 2333 reprezintă serviciile publice pe care cetățenii
companii sau companiile le solicită în relație cu instituția publică. Și tot foarte important este de menționat faptul că începând de anul trecut România are o politică publică de e-guvernare, o politică publică de digitalizare, în care sunt prinse aproximativ 50 de proiecte cruciale, marea majoritatea lor reflectându-se asupra evenimentelor de viață. Ca să fim pe înțelesul tuturor, evenimente de viață sunt acele evenimente pe care noi la care noi apelăm în relația cu statul în mod uzual, cum ar fi deschiderea unei companii, momentul în care un cetățean se naște, momentul căsătoriei și așa mai departe. Sunt convins că cu sprijinul Ministerului de Interne, care este extrem de implicat în procesul de digitalizare a evenimentelor de viață, anul viitor vom sări de 30%. Nu mi se pare o estimare foarte optimistă, dar nici pesimistă. Am convingerea că tot anul viitor, odată cu implementarea proiectului PSCID, platformă software centralizată pentru identificare digitală, știu, numele nu e chiar cel mai prietenos, dar important e că odată cu implementarea acestei platforme, cetățenii români vor avea o identitate electronică unică în relația cu statul român. Deci cred că vom sări de 30% la anul și cu manșa despre care vorbeam mai devreme, vom merge destul de galopant, aș putea spune, spre 100% în 2030, așa cum ne-am propus de altfel și în politica publică de guvernare. Mulțumesc. Rețin 30% pentru că dacă tot respectăm tradiția unei invitații și pentru evenimentul de anul viitor, vedem, îl trecem ca în agenda, să-l verificăm. Da? Mulțumesc tare mult. Mă întorc acum către Ministerul Digitalizării, către domnul Antonio Rădoi. Conduceți o structură relativ nouă de urmărire a proiectelor. Despre ce e vorba și care e legătura cu PNRR? Cred că asta e un lucru important înainte de a trece pe zona de cumva inovare pe care o aveți în grijă. Mulțumesc! Bună ziua! Mulțumesc de Diplomat pentru invitație. Mulțumesc și dumneavoastră pentru întrebările adresate și pentru dialogul pe care îl avem cu toți participanții la această conferință. Ați sesizat, eu direcție nouă. PSF, terminația acronimului PSF, se traduce prin unitatea de implementare a reformelor. PSF înseamnă Policy Support Facility, care este un instrument al Comisiei Europene, prin care Comisia Europeană oferă ajutor statelor care solicită acest ajutor. Noi solicitând pe vremea guvernului Orban și fiind aprobat printr-un memorandum de guvern, ca la nivel de sistem CDI, Național Cercetare, Dezvoltare, Inovare, să avem o evaluare a sistemului nostru național de cercetare pe cei trei piloni clasici, universități, Institute Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Academia Română. Direcția din minister are acest rol de a prelua recomandările pe care experții desemnați de comisie le vor redacta și le vor livra Guvernului României printr-un raport cât de curând, în următoarea lună și jumătate. Și legătura cu PNRR-ul vine din faptul că un procent minim de 80% este asumat a fi transpus prin reformele din PNRR. În cadrul PNRR-ului, pe componenta de cercetare, dezvoltare, inovare, nu intru pe tehnic, doar menționez, avem 4 reforme și 6 investiții. Din aceste 4 reforme, în aceste 4 reforme, în cadrul structurii lor, sunt reforme legislative, evident, vom prelua un 80% din aceste recomandări care vor fi redactate și vor fi livrate sub forma unui raport. Aceasta este legătura dintre PSF și PNRR. Deci, practic, sunt toți o unitate de ajutor pentru implementarea... Putem fi înțeleși ca unitate de
care oferă asistență tehnică Ministerului. Specificul direcției este faptul că este finanțat integral prin fonduri PNRR. Nu grevăm asupra bugetului național. Guvernul, ministrul Boloș și echipa dânsului au făcut un efort splendid, pot spune, și trebuie menționat. Noi avem o problemă pe resursa umană, pe capacitatea de a atrage și a menține oameni capabili, specialiști în sistem. Și atunci, printr-o ordonanță recentă, nivelul salarial s-a ridicat la nivelul maxim în minister, astfel încât să putem atrage oameni, să-i menținem în minister, cu o salarizare decentă pentru astfel de proiect de anvergură. Și întorcându-mă puțin pe zona de inovare, știu că sunt niște lucruri ambițioase prezentate și în PNRR, dar cumva la nivel de chiar la nivel european e percepută că inovarea a rămas puțin în urmă sau că față de competitorii mari globali Europa nu inovează destul. E adevărat, la noi cum se prezintă lucrul ăsta? Care e contribuția românească la inovarea europeană, dacă vreți, din perspectiva asta? Trebuie să plecăm să facem doi pași în spate. Noi avem cercetare, dezvoltare, inovare. Trebuie să ai bazele, să ai temelia, astfel încât de la cercetare fundamentală să mergi către dezvoltare și ulterior să transferi prin inovare. Inovare nu înseamnă să vii cu o noutate în absolut, ci plecând de la un produs pe care tu l-ai dezvoltat, găsești acea componentă motivațională și din punct de vedere economic și din punct de vedere social și din punct de vedere al cercetării și o transpui în economie. Dacă e să luăm statisticile, evident, acestea numind, România pe European Innovation Scoreboard este clasată ultima, printre ultimele. Dar, ca să spun așa, păcatul are rădăcini adânci, în sensul în care noi subfinanțăm. Statul român finanțează 0,18% din PIB, atâta este alocat domeniul cercetării. Sunt cifre. Acum, nivelul de minim de finanțare și strategiile pe care ministerul le are în vedere vin în susținerea unei finanțări mai agresive, în sensul în care să fie susținute într-un mod adecvat atât componenta de cercetare fundamentală, dar să ne axăm și către inovare. Noi, dacă e să ne uităm la ce actori pot face inovare, trebuie să avem o mapare a lor, trebuie să avem un roadmap, trebuie să avem un partener. Industria în România, căruia să-i transferăm. Aici e o altă discuție. Și, practic, PNRR vine să ajute acest lucru, nu cumva? Absolut. Trebuie să fie un partener receptor, cel care emite și cel care recepționează mesajul. Mulțumesc tare mult. Mă duc către doamna Cila Hegeduș, secretară de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, mulțumindu-i, cum spuneam, pentru că ni s-a alăturat. MIPE este principalul urmăritor cumva al îndeplinirii PNRR și am auzit în aproape toate intervențiile din partea sectorului guvernamental că cumva n-a fost cel mai bun plan, că ar mai trebui să ne mai uităm o dată la el, să-l revizuim. Unde suntem, unde ar trebui să fim și mai ales e această schimbare necesară sau putem să o ducem mai departe? Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Da, MIPE este de vină pentru PNRR întotdeauna, deci de aici pornim din start. Presupun că e de vină și pentru faptul că 21% din PNRR va merge pe digitalizare și în jur de 40% pe verde. Deci, așa. Să clarificăm, din start astea au fost condițiile Comisiei Europene, deci sunt foarte multe lucruri pe care nu neapărat MIPE le-a dorit, ci Comisia Europeană. Și trebuie să vă spun că negocierea PNRR-ului, bun rău, așa cum este el, a fost o procedură foarte, foarte dificilă, pentru că Comisia Europeană avea idei foarte clare ce ar trebui să fie în PNRR-ul nostru. Ne-am bazat pe cele două rapoarte de țară, 2019-2020, și
necesarul ieșit de acolo trebuia să fie acoperit din PNRR. Acum, dacă vorbim de 21% din PNRR pentru digitalizare, atunci vorbim despre o sumă de peste 6 miliarde de euro. Deci așa de mulți bani niciodată n-au fost și nici nu cred că vor fi pentru acest sector. Atât și este nevoie, din punctul meu de vedere, de cel puțin de acești bani, deci de 6 miliarde de euro, pentru că eu am fost foarte fericită când au apărut acele tokenuri, nu știu cum se numesc, prin care puteai să-ți plătești facturile online prin ING Bank, nu știu, acum vreo 10 ani sau când a fost, deci eu urăsc să stau la coadă și la ghișeu și toată lumea în picioare și cu coana se uită așa la tine că iarăși ne-ai adus o hârtie, ne vorbim de, știu eu, formularul online se depune la etajul 2, camera 23, deci toate aceste lucruri sper să nu se mai întâmple. Și aici MIPE, da, are rolul de watchdog, ca toată lumea să-și facă treaba, dar trebuie să vă spun că partea grea este pe umărul ministerelor, pentru că, de fapt, încercăm să aducem și din acest punct de vedere România în secolul 21. Nu întâmplător, colegii au vorbit de la ADR despre cloud-ul guvernamental. Eu cred că este cel mai important proiect în acest domeniu. Dar dacă facem acest cloud atât de necesar, pentru că, vedeți, bazele de date nu comunică între ele, degeaba plătim, sau acum, până acum două săptămâni, degeaba ne-am plătit amenda la online, că la poliție nu ajungea și întotdeauna aveai probleme. Deci, chestii de genul ăsta foarte, foarte simple, care îți arată că, de fapt, sistemul funcționează individual pe instituții, dar nu funcționează ca un tot unitar. Cloudul dorește să rezolve această problemă, nu o să fie ușor, dar dacă reușim, sau colegii de la ADR și de la Ministerul Digitalizării vor reuși să migreze acele companii, acele instituții în acest cloud, atunci vom reuși și suma totală alocată pentru transformarea digitală, deci componenta 7, este de aproape 2 miliarde de euro. Deci iată cât de important este în PNRR acest lucru. Dar încă mai sunt două lucruri sau trei care mi se par nu la fel de importante, dar oricum foarte, foarte importante. Am văzut în pandemie că toată lumea încerca să predea, toți profesorii încercau să predea online copiilor. Eu însumi predau la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și am văzut că în majoritatea cazurilor lucrurile nu au mers așa cum trebuia să meargă. Și atunci, din PNRR, sunt alocați 881 de milioane de euro, atât pentru pregătirea profesorilor, cât și pentru pregătirea materiilor. Pentru că este un lucru când vorbești în fața unei săli și este altceva când stai în spatele calculatorului și încerci ca mai ales copiii și la grădiniță au fost cursuri online, nu? Deci gândiți-vă, avem nevoie, vorbeam de 21% oamenii care încearcă cât de cât să folosească în zi cu zi, în activitatea lor de zi cu zi calculatorul. Vedem și la recensământ cât de greu merge autorecenzarea. Deci noi, de fapt, nu suntem obișnuiți în viața noastră de zi cu zi, nu vorbesc de cei care stau aici, vorbesc de majoritatea populației, să folosim, să fim utilizatori frecvenți ai acestui sistem, ori numai prin educație putem să facem în așa fel încât următoarea generație să fie deja un native. Și dacă ne uităm la copiii ăștia cum se joacă pe telefoanele noastre, ne dăm seama că avem un succes total. Deci aici nu avem probleme, dar materia trebuie să fie pregătită, profesorii trebuie să fie pregătiți. Iarăși o altă problemă care a devenit acută în timpul pandemiei a fost lipsa telemedicinei. Și acolo vom cheltui pe e-sănătate 470 de milioane de euro, nu noi, Ministerul Sănătății, pentru că vedem populația României devine din ce în ce mai în vârstă, medicii de familie nu ajung în localitățile mici, deci va trebui să creăm acest sistem de telemedicină, de e-sănătate, ne vorbim de faptul că ar fi bine dacă și sistemul acela cu cardurile de sănătate să funcționeze. Deci v-am dat doar trei exemple de
cum să vă spun, motive foarte, foarte clare, stringente și care ne privesc pe noi toți, pentru care este nevoie de această activitate. Acum, unde stăm? Domnul ministru Boloș, când a preluat Ministerul Digitalizării, a făcut un pas imens înainte spre a face primele analize pentru cloud-ul guvernamental. Deci am putut să raportăm la Comisia Europeană faptul că acel jalon care a trebuit să fie gata pe 31 martie este gata. La fel s-au publicat și anumite ghiduri pentru digitalizarea companiilor. Întotdeauna primii pași, din punctul meu de vedere, primii pași sunt cei mai grei până când faci arhitectura acestui cloud. Eu sper că acum lucrurile cât de cât clarificându-se și cu ajutorul colegilor care s-au implicat în aceste proiecte de la alte instituții, vom reuși să facem pașii și vom reuși să ținem pasul, practic, pentru implementarea PNRR-ului. La noi, la MIPE, avem o componentă pentru digitalizarea IMM-urilor, adică să ajutăm în anumite procese, dar, așa cum vă spuneam, rolul nostru principal în această procedură este nu neapărat controlul, de a ajuta ministerele să-și îndeplinească jaloanele și greul, așa cum vă spuneam, este pe umărul ministerelor. Mulțumesc tare, tare mult. Iată că ne-am încadrat destul de bine în timp cu toate intervențiile. M-aș deschide către sală și către zona de online dacă sunt întrebări. Am sigur o întrebare pentru domnul Ochitu de la Ministerul Finanțelor. Nu e neapărat legată de PNRR, cred, dar așa e frumos să o menționez pentru că e preluată din online. Ne întreabă cineva, se așteaptă Ministerul Finanțelor ca combinatul Electric-Oltenia să ramburseze 3 miliarde de euro ajutor de stat, ajutor plus valoarea emisiilor CO2 neplătite, care vor fi neplătite, până când CEO va implementa planul de restructurare, se întreabă din public. Nu știu dacă aveți un răspuns, eu mi-am făcut datoria să preiau întrebarea. Mă întorc și către sală dacă sunt întrebări. Dacă nu, sau până le strângem, aș mai avea eu câteva dacă nu, și aș lăsa câteva minute pentru o scurtă intervenție de final fiecăruia. M-aș întoarce la domnul Oprea. Cloud-ul guvernamental, cum spunea și doamna Hegedus, vine ca cea mai mare promisiune, dacă vreți, pe componenta de PNRR și pe digitalizare. E și un salt important pe care România și-l asumă. Cred că arde niște etape, nu mai trecem printr-o fază de interoperabilitate interinstituțională, ci trecem la o interoperabilitate direct în cloud. Dar trebuie să fim la fel de onești cu publicul. Va rezolva el toată partea de digitalizare a serviciilor? Ce mai trebuie făcut? Și dacă ADR este jucător cheie, pot să pun această întrebare care știți că mă macină. De ce nu este și administrator al cloud-ului? Așa cum povesteam și puțin mai devreme în intervenția mea, n-avem încă un act normativ, o ordonanță de urgență care să aibă o formă finală, în care să fie spus cu exactitate cine administrează cloud-ul guvernamental. Există discuții în aceste momente între instituțiile publice implicate activ în cloud-ul guvernamental pe această temă. Așa cum am mai spus-o, e clar că cloud-ul guvernamental în sine nu rezolvă problema digitalizării instituțiilor publice, doar cloud-ul guvernamental. E foarte important să avem ce să punem acolo, să avem aplicații pe care să le punem acolo, să avem baze de date care sunt pretabile pentru mutarea în cloud-ul guvernamental. Și tocmai de aceea Autoritatea pentru Digitalizarea României sprijină în acest demers
diverse instituțiile publice, toate instituțiile publice vor avea un termen de 5 ani de zile pentru a veni în cloudul guvernamental cu aplicații pretabile pentru acest tip de infrastructură. Pentru că n-aș vrea să dau un exemplu acum, dar știm cu toții că sunt multe aplicații extrem de greoaie, mai ales în zona guvernamentală, să zic așa, în zona centrală a instituțiilor publice. Eu personal n-aș vrea să văd astfel de aplicații în cloudul guvernamental. Vreau ca, dacă tot începem un lucru măreț, să fie state of the art cu totul. Aici mă refer atât la infrastructură, cât și la administrare, dar foarte important la informația pe care o stocăm acolo. Mulțumesc tare mult. M-aș întoarce, cum spuneam, către o rundă de final. O să încep de la doamna Hegeduș, ca să o luăm așa într-o ordine de acolo. Poate un gând de final de acest panel, mai degrabă, dacă vreți, către... Suntem într-un oarecare... E prima ediție pe care o organizăm și pe care TheDiplomat organizează. Cred că subiectul e important, dar cumva trebuie să facem o trecere și către alte ediții sau alte... Și cumva simt nevoia unui moment de tipul suntem aici, dar vrem, nu știu, într-un an să fim, să fim acolo. Unde vom fi într-un an în PNRR? Păi fie o să avem atrase, nu știu, în jur de 6 miliarde de euro, fie am dat-o total în baltă, eu sper să nu fie așa. Eu văd în PNRR o șansă imensă pentru această țară, pentru că nu vorbim de altceva decât de reforme și vorbim de investiții. Și sunt reforme, unele dintre ele necesare de vreo 30 de ani în această țară, și datorită acestui PNRR, datorită banilor, datorită presiunii Comisiei Europene, eu sper că vom reuși să le facem. Și dacă reușim să avem un mindset diferit, dacă reușim să gândim altfel, dacă reușim să schimbăm modul în care ne relaționăm la anumite probleme, vezi, aproape 40% pentru protejarea mediului. Acum se desfășoară programul Curățăm România, doar într-un județ din Secuime, haide să nu le dăm numele, s-au colectat 120 de tone de waste. Dacă noi, prin acest 20%, 21% digitalizare, acest 40% verde, reușim să facem un pas imens, un pas uriaș pentru România, atunci eu cred că peste un an de zile deja vom sta mai puțin la codă să ne plătim facturile, probabil o să vedem și o Românie mai curată și eu sper prin aceste investiții să avem totuși o viață un pic mai apropiată de ce ne dorim cu toții. Deci eu chiar am încredere în acest PNRR și orice ar spune, am încredere în instituțiile din România că vor putea să implementeze PNRR. Mulțumesc tare mult pentru gânduri. Mă duc către doamna Larata Sanzanin. Cum vedeți acest viitor, dacă vreți, din perspectiva AIB, unde vom fi peste... Câte companii vom avea? Well, I thought that the State Secretary's final statement was, I think, well put. We as EIB Group, we totally agree that this, as I mentioned already, the transformational effect that PNRR already had on Romania, on the institutions, and I was reflecting while I was listening to Minister Spataru. I think there is no way back. I think the changes and the transformations that we have witnessed until now will stay. And this is a very, I think, important step to recognize and to continue on this path of transformation. I mentioned the digital agenda, but I can really,
I'm really convinced that PNRD, in addition to the other programs that I mentioned earlier on, I will not repeat, will change Romania for good. We'll put, as the Secretary said, pressure. It's not only, I think, the pressure from the European Commission this time. I think there is a general pressure fully shared at government level, and this is the very big change that the past programming periods didn't manage to achieve. And I think there is a momentum for that. I'm Italian origin, and I worked for the EIB with Italy some 15 years ago. And still, when they were working with us and with the EU funds, they tried to find other ways to, you know, yes, you have these rules, but I will do my way. Now, 15 years down the road, no one in Italy, or let's say the majority of people willing to work with the EU funds, both in the public and private sector, know that there is a way, there are rules, there are procedures, and if you follow them, you will get to the very end with the result. And I think this moment of a change for good has come for Romania, and I think Romania will be able to build on this and really benefit. But it is important to remain, I think, committed to the very end with a stable leadership, which is not always possible. And I'm Italian, and as a politics kind of passionate, I think we share more than one cultural aspect, so to say. So I think that Italy changed some over the time, some 15, 10 years ago, and I think now is the time for Romania, and I'm very hopeful that this will happen. Thank you. Thank you very much. I will move to Mr. Martin Dolny. Reflecting on what you said, there's no way back. Yes, so I totally agree, but it's about the speed you go forward. How do you see IT and mostly public sector adopting speedy process or fast process these changes? I think actually, and it's in line with the new funding, right, about it, is that there is something that these governmental organizations need to extend their recent roles. And it's not absolutely like rocket science. Now they are perceived as usual service providers, which actually stays. But actually there should be probably at least three more roles in this behavior. The first is that they need to be designers. And actually that's happening now, right? So applying the new initiatives, investment plans, etc. And now I'm giving very important mark, because sometimes it's being perceived that in this new world of technology, public sector organization must be something like a technology leaders or something like a person. That not necessarily. They don't need to be technology early adopters, right? They just need to be this little bit evangelists, right? Not to stay behind, but rather to lead it. So this first role as a designer shall be embedded by the role of enforcer, right? So if this debate was about this initiatives about about the research, innovation, digitization, if there is a lack for sort of innovation, and I'm just giving you a real example or use case, if there is a need for recovery, for instance, to build up more businesses, and one of these let's say obstacles or the objectives is to give, let's say, these business licenses, then the role of the public sector organizations to make the process short, right? So not to wait months, weeks, or even years for the business license, right? But to start immediately, so even these small guys, these micro businesses can start immediately, employ people, boost economy, right? And if these tools like digitalization of the processes, this is what I mentioned, these engagements, intake, chatbots, whatever helps it, just go for it, right? But the process is the beginner. And the last role is this communicator, right? So inflow of citizens here, and also this outreach out, right? So clearly communicate the plans, let the people be involved. It's democracy. I just want that we have one outcomes of the again pandemic, but those organizations, mostly on the local governments, who have engaged the people
in the process of even such things like budget plans, were more able to resist obstacles than those who were closed. Right. Thank you very much. Mă duc către domnul Radoi. Da, există această componentă de bun, de inovare care vine la capătul unui proces, cum spuneți, dar și perspectiva asta că avem niște nevoi, putem să le legăm de componenta de inovare mai puternic. Da, avem posibilitatea de a ne îndrepta către spin-off-uri, către start-up-uri. Avem o oportunitate imensă, reforma 4, reforma parteneriatului public-privat în cercetare. Noi actualmente avem o lege, legea parteneriatului public-privat. Vrei să faci o autostradă? Mergi pe acea direcție. Vrei să faci un spital? Mergi pe această lege. Vrei să intri să faci un proiect de cercetare? Nu există o lege care să vizeze specific proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare. Și PNRR-ul ne oferă această oportunitate, e o oportunitate imensă, reforma 4. Vreau să profit să menționez, legat de prima noastră întrebare, peste un an. În cercetare e greu să apreciezi ce va fi peste un an. Un ciclu educațional sau un ciclu de pregătire la doctorat sunt 3 ani. Cercetarea merge pe termen mediu spre lung. Dacă vrei să abordezi o inovare, să mergi către dezvoltare și inovare, mergi pe technological readiness level. Acele TRL-uri pe care tu începi de la fundamental, dezvolți un prototip, îl validezi în laborator, ulterior mergi. Este etapizat undeva spre 8-9 ani. Dacă ai o finanțare predictibilă, multianuală și o finanțare decentă. Aici este totul. Da, deci practic mergem cu mai multă viteză ceară legată de cercetare, vine din urmă cumva sau va avea efecte mult mai târziu. Noi putem avea clustere de excelență, dar care sunt izolate, nu comunică. Și atunci trebuie o decizie politică, o viziune care să spună mergem pe aceste domenii, mergem verticalizat sau mergem orizontal. Beneficiul de a merge orizontal este pe reforme. Noi în cercetare reformele le avem integrate cu Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Ministerul Fondurilor Europene. Aici este un caz particular pe PNRR, pe cercetare. În schimb, decizia politică, unde să investești, cât să investești, e o decizie pe care Ministerul o are în vedere și o aplică. Mulțumesc tare mult. Uite, și eu. Încheiem turul acesta. Mulțumindu-le tuturor pentru prezență. Ce preiau eu este că PNRR vine cumva ca o promisiune foarte importantă pe zona de digitalizare, are și un buget impresionant pe care România sper să știe să-l preia. Dar cel puțin din perspectiva mea nu trebuie separată discuția despre ceea ce dorim să obținem practic, dezvoltarea economică și legătura pe care o avem cu dezvoltarea economică la nivel european și această tranziție spre economie verde, despre care vom vorbi în partea a doua a acestei conferințe. După pauza pe care o avem, încă o dată mulțumiri tuturor. Ne vedem cam în 20 de minute și sperăm într-o discuție la fel de bună. Eu vă mulțumesc din partea mea pentru toate intervențiile și cred că într-o bună tradiție vor fi mai multe întrebări în partea informală a sesiunii. Mulțumesc tare mult tuturor!
The UK government has been a pathfinder globally around modernisation and managing digital disruption. We were the first to form the Government Digital Service 8 years ago. So cloud gives the UK government a massive opportunity to rethink and reimagine how we do business. Emerging technologies have been present for quite a long time. Data analytics, robotic process automation, machine learning, cognitive learning. How do we leverage these technologies for the innovation for the greater good? In UK government, we have many government departments using Oracle. Over 66% use and run with Oracle today. That's around nearly about 300,000 people. But we have a number of departments on Oracle Cloud, principally the Home Office. The UK government uses a wide range of Oracle applications. The benefits of having an integrated solution and bringing the systems together means that the data is seamless and you can spend more time analysing the data from a data science perspective and then saying, right, I'm curious about this piece of data. What does it mean? This year, for the first time, the UK Home Office closed its annual report and accounts and its books faster than any other government department. So that means once we've laid the books to Parliament, we can then move on to something else. Having a fully integrated suite of cloud technologies is fundamental to delivering on the benefits. So the Home Office Metis programme has saved £24 million in terms of a modern procurement system. We want to save at least £300 million in future through better forecast accuracy, better management of public funds, and better management of outcomes for the citizens. It's not about reducing headcount and reducing the number of people, it's making their day jobs better and easier and faster, and making more effective outcomes, both for the UK government, but also for its citizens.
The UK government has been a pathfinder globally around modernisation and managing digital disruption. We were the first to form the Government Digital Service 8 years ago. So cloud gives the UK government a massive opportunity to rethink and reimagine how we do business. Emerging technologies have been present for quite a long time. Data analytics, robotic process automation, machine learning, cognitive learning. How do we leverage these technologies for the innovation for the greater good? In UK government, we have many government departments using Oracle. Over 66% use and run with Oracle today. That's around nearly about 300,000 people. But we have a number of departments on Oracle Cloud, principally the Home Office. The UK government uses a wide range of Oracle applications. The benefits of having an integrated solution and bringing the systems together means that the data is seamless and you can spend more time analysing the data from a data science perspective and then saying, right, I'm curious about this piece of data. What does it mean? This year, for the first time, the UK Home Office closed its annual report and accounts in its books faster than any other government department. So that means once we've laid the books to Parliament, we can then move on to something else. Having a fully integrated suite of cloud technologies is fundamental to delivering on the benefits. So the Home Office Metis programme has saved £24 million in terms of a modern procurement system. We want to save at least £300 million in future through better forecast accuracy, better management of public funds, and better management of outcomes for the citizens. It's not about reducing headcount and reducing number of people, it's making their day jobs better and easier and faster, and making more effective outcomes, both for the UK government, but also for its citizens.
The UK government has been a pathfinder globally around modernisation and managing digital disruption. We were the first to form the Government Digital Service 8 years ago. So cloud gives the UK government a massive opportunity to rethink and reimagine how we do business. Emerging technologies have been present for quite a long time. Data analytics, robotic process automation, machine learning, cognitive learning. How do we leverage these technologies for the innovation for the greater good? In UK government, we have many government departments using Oracle. Over 66% use and run with Oracle today. That's around nearly about 300,000 people. But we have a number of departments on Oracle Cloud, principally the Home Office. The UK government uses a wide range of Oracle applications. The benefits of having an integrated solution and bringing the systems together means that the data is seamless and you can spend more time analysing the data from a data science perspective and then saying, right, I'm curious about this piece of data. What does it mean? This year, for the first time, the UK Home Office closed its annual report and accounts in its books faster than any other government department. So that means once we've laid the books to Parliament, we can then move on to something else. Having a fully integrated suite of cloud technologies is fundamental to delivering on the benefits. So the Home Office Metis programme has saved £24 million in terms of a modern procurement system. We want to save at least £300 million in future through better forecast accuracy, better management of public funds, and better management of outcomes for the citizens. It's not about reducing headcount and reducing number of people, it's making their day jobs better and easier and faster, and making more effective outcomes, both for the UK government, but also for its citizens.
The UK government has been a pathfinder globally around modernisation and managing digital disruption. We were the first to form the Government Digital Service 8 years ago. So cloud gives the UK government a massive opportunity to rethink and reimagine how we do business. Emerging technologies have been present for quite a long time. Data analytics, robotic process automation, machine learning, cognitive learning. How do we leverage these technologies for the innovation for the greater good? In UK government, we have many government departments using Oracle. Over 66% use and run with Oracle today. That's around nearly about 300,000 people. But we have a number of departments on Oracle Cloud, principally the Home Office. The UK government uses a wide range of Oracle applications. The benefits of having an integrated solution and bringing the systems together means that the data is seamless and you can spend more time analysing the data from a data science perspective and then saying, right, I'm curious about this piece of data. What does it mean? This year, for the first time, the UK Home Office closed its annual report and accounts in its books faster than any other government department. So that means once we've laid the books to Parliament, we can then move on to something else. Having a fully integrated suite of cloud technologies is fundamental to delivering on the benefits. So the Home Office Metis programme has saved £24 million in terms of a modern procurement system. We want to save at least £300 million in future through better forecast accuracy, better management of public funds, and better management of outcomes for the citizens. It's not about reducing headcount and reducing number of people, it's making their day jobs better and easier and faster, and making more effective outcomes, both for the UK government, but also for its citizens. Any other government department. So that means once we've laid the books to Parliament, we can then move on to something else. Having a fully integrated suite of cloud technologies is fundamental to delivering on the benefits. So the Home Office Metis programme has saved £24 million in terms of a modern procurement system. We want to save at least £300 million in future through better forecast accuracy, better management of public funds, and better management of outcomes for the citizens. It's not about reducing headcount and reducing the number of people, it's making their day jobs better and easier and faster, and making more effective outcomes,
both for the UK government, but also for its citizens. Bine ați revenit la partea a doua evenimentului dedicat PNRR. Aș dori să-i mulțumesc încă o dată lui Radu Bochiu, fondator Happy Cities, care ne ajută la moderarea acestui panel și aș dori să-l invit să ne prezinte membrii panelului. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! E o plăcere, sincer, și nu e prima oară când răspund unei astfel de invitații, că e chiar o plăcere. Trecem în sesiunea a doua, mulțumindu-vă pentru că sunteți alături de noi. Vorbeam în prima parte despre PNRR, despre întreg ansamblul de reforme pe care îl promite și mai ales de nevoia de accelerare la nivel de tranziție energetică și de ajutorul pe care digitalul poate oferi viitoarea economiei. Am văzut intervenții foarte consistente, am văzut puncte de vedere foarte, foarte interesante, mai ales venite de la niște importanți oameni de decizie. Pentru a doua sesiune ne vom concentra pe zona mai degrabă de mediu, de această componentă a Planului European de Redresare, Next Generation EU, și anume partea de Make It Green. Uniunea Europeană s-a angajat să obțină neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050, dar cred că trebuie să aflăm ce înseamnă în practic acest lucru. Sau, dacă vreți, cum spunea Brâncuș, una e să vezi departe, alta e să ajungi acolo. Și cumva, cred că discuția de astăzi se va duce mai ales către acest drum, cum vom face lucrurile acestea posibile. Ce facem practic, ce finanțare există și cum se împacă această ambiție europeană cu dorințele mai degrabă imediate ale oamenilor. Și mă bucur să avem și în acest panel o distribuție destul de interesantă de puncte de vedere. Și am alături de mine pe doamna Anca Dragu, senator României, mulțumesc că ați venit alături de noi, pe doamna Oana Marciana Uzmen, secretar în Comisia de Industrie și Servicii, deputat al Parlamentului României. Îl avem online pe domnul Dragoș Dan Drăgan, secretar de stat Ministerul Energiei, mulțumim și acolo că sunteți alături de noi. Și pe domnul Constantin Toma, președinte executiv Asociația Municipiilor din România și primar al municipiului Buzău, mulțumesc. Și doamna Mihaela Constanda, consilier ministru la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. O să încep invitând-o pe doamna Anca Dragu. Nu știu, cum se spune corect, a sparge gheața sau a încălzi atmosfera? Cred că în contextul ăsta de green, niciuna nu e corectă, nu? dacă mă gândesc. Aveți experiența și privirea de ansamblu la nivel foarte înalt de decizie, inclusiv în mediul privat, inclusiv în zona de administrație. Apelez la ele pentru a seta corect acest cadru european și național. Ce înseamnă mai exact Make It Green? Ce înseamnă pentru zona de energie și pentru noi aici acest lucru? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație și încă o dată felicitări The Diplomat pentru
că reușește întotdeauna să pună oameni în aceste paneluri care să reprezinte diferite unghiuri din care să contribuie la o discuție mai o discuție completă, coerentă. Acum vreo 2-3 ani a început discuția asta despre înverzire, despre Green Deal. Până acum nu se vorbea atât de mult. Au fost, știm bine, acum 5, 6, 7 ani discuții foarte intense pe directiva asta ITC cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. Țările membre erau destul de reticente și, în general, dacă ne ducem puțin în urmă, acum 20-30 de ani, se punea accent pe creșterea economică și atât. A început să discute Uniunea Europeană, în special, despre calitatea acestei creșteri economice, despre faptul că trebuie să avem o creștere economică bazată pe cunoaștere, pe digital, a apărut componenta de digitalizare, pe energie și energie verde mai ales, pentru că planeta trebuie să fie protejată. Copiii noștri au dreptul la această planetă, trebuie să se bucure și ei cel puțin de ceea ce ne-am bucurat noi și, desigur, și creșterea economică inclusivă. Nu lăsăm pe nimeni în urmă. Și atunci paradigma economică s-a schimbat foarte mult și ca economist sunt surprinsă și foarte încântată că am ajuns în această nouă paradigmă economică în care discutăm despre sustenabilitate. Deci creșterea economică nu se mai întâmplă cum o da domnul, ci trebuie să fie una de calitate, trebuie să asigure sustenabilitatea planetei, să spunem, în general. Să ne amintim acordul de la Paris, cât de greu s-a obținut acel acord. Și trebuie să mai spunem ceva apropo de sustenabilitate. John Kerry, care semna acordul de la Paris din partea Statelor Unite ale Americii, a făcut acest lucru ținând-o în brațe pe nepoțica lui de 3 ani. Nu pentru că n-avea cu cine să lase copilul, ci pentru că vrea să transmită acest mesaj că este un efort pentru generațiile viitoare, pe care noi trebuie să îl facem, trebuie să ne-l asumăm în mod conștient. Astăzi. Nu mâine, astăzi. Bun, și atunci s-au pus în mișcare toate aceste reguli, mecanisme, finanțări. Și atenție, pentru că voiam să vorbim puțin despre finanțări, este un concept relativ nou de blending finance, de un mix de resurse financiare și cred că pentru proiectele mari de energie, care sunt proiecte foarte, foarte costisitoare, exact acolo trebuie să ne uităm, la a pune la oaltă într-un proiect diferite modalități de finanțare, din fonduri nerambursabile, fondul de modernizare, aici putem, cred că, discuta vreo câteva zile despre fondul de modernizare și cred că România este puțin în urmă la acest capitol, dar avem totuși să vedem ca oportunitate, oportunitatea de a prinde de la urmă alte state în utilizarea fondului de modernizare și, de asemenea, finanțările prin Banca Europeană de Investiții și prin BERD. Aceste bănci, știm foarte bine, mai ales BEI, au obiective foarte clare privind procentul de credite de finanțări în proiecte sustenabile verzi. Deci, una peste alta, trăim într-o nouă paradigmă economică. Contează foarte mult atitudinea noastră, contează mesajul pe care îl dăm de la nivelul Guvernului, Parlamentului, contează dialogul pe care trebuie să-l avem în continuu cu mediul de afaceri, cu antreprenorii, cu întreprinzătorii, pentru că de la ei trebuie să aflăm care sunt problemele, ce nu funcționează în ceea ce gândim noi ca reguli. Și apoi, în general, atitudinea noastră de consumator. Și ultima idee ar fi aici cea legată de prosumator. Cred că n-ar trebui să fie niciun om în România care să-și facă acum să-și construiască o casă, să-și renoveze o casă, care să nu se uite la această posibilitate de a deveni prosumator, de a și produce ceva energie. Și asta n-ar trebui să vină și de la nivel de policy, adică n-ar putea să contribuie la lucrul ăsta, mai ales în zona de urbanism? La nivel de policy ar trebui să vedem puțin mai... În ultimele două luni ar fi trebuit să vedem, poate, nivelul de policy mai activ pe zona de energie. Pe 8 martie,
La două săptămâni de la invazia Rusiei în Ucraina, am văzut că Uniunea Europeană imediat a venit cu acest upgrade, Repower EU, în care a zis, doamne, trebuie să accelerăm această reducere a dependenței de gazul rusesc și trebuie să facem în principal trei lucruri legate de folosirea hidrogenului, achiziții centralizate și să folosim mai mult LNG. Pentru România asta ar trebui să fie din nou o oportunitate, dar și un semnal de alarmă, că vorbim de mult timp de oportunități pe care le cam lăsăm în urmă și știm că despre terminarul LNG vorbim de 10 ani și am rămas la nivel de discuții. Dar mă bucur că avem și ministerul în această discuție și cred că ne poate aduce mai multe clarificări și mă bucur că avem și pe colega doamna deputat Oana Osman, care va veni cu punctul de vedere din zona de eficiență energetică, că și despre asta se vorbește destul de puțin în contextul acestei crize și în contextul noii paradigme. Da, practic facem această trecere către o nouă paradigmă, într-adevăr, deci un nou tip de a ne raporta la ceea ce producem, ceea ce consumăm, și dar uitându-ne și înapoi, într-adevăr, la ce avem și cum îl putem îmbunătăți. Și mulțumindu-vă, trec către doamna Oana Osman, exact cu acest gând. Efortul de a trece la economia verde și planul național pe care România îl are în vedere vine la pachet și cu o serie de nevoi de modificări legislative. Cum vedeți din perspectiva asta, cam ce se va întâmpla sau ce trebuie să se întâmple aici? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Noi în Parlamentul României deja am făcut acest demers. Avem în lucru, a trecut de Senat și pe această cale am observat că, într-adevăr, când vorbim de proiecte de eficiență energetică, am constatat că există unanimitate. Proiectul legislativ a trecut cu unanimitatea votului senatorilor. La momentul actual se află în dezbatere la Camera Deputaților. Este important să adaptăm legislația în materia eficienței energetice, dar dincolo de adaptarea legislativă, trebuie să observăm o serie de criterii pe care ar trebui să le avem în vedere, raportat la ceea ce ne-am propus prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Avem 2,2 miliarde de euro la dispoziție pentru a dezvolta proiecte de renovare aprofundată. Cel puțin din datele pe care Ministerul Dezvoltării le-a prezentat în acest moment, rezultă că peste 51% din cererile depuse de către autoritățile locale demonstrează că există un interes crescut în rândul UAT-urilor de a eficientiza energetic instituțiile publice, și aici vorbim de spitale, vorbim de clădirile publice și mai ales de școli. Am avut ocazia să particip de curând la inaugurarea unui astfel de proiect demarat de România Eficientă la Ploiești și, într-adevăr, se poate. Proiectele pilot cred că trebuie să fie dacă aveți o placă turnantă în acești ani, atunci când vorbim de eficiența energetică. Însă, când vorbim de eficiență energetică, să nu uităm că vorbim de materiale de construcții, materiale al căror cost a explodat în ultima perioadă și sunt sigură că banii care ne-au fost alocați prin acest plan nu vor fi suficienți la finalul, să spunem, lucrărilor de execuție. Să nu uităm că, într-adevăr, au fost depuse aceste cereri, că au mai rămas mai puțin de un miliard la dispoziție și că la 30 mai se încheie, dacă vreți, se încheie această perioadă în care pot fi făcute solicitări, dar mare atenție, vorbim doar de solicitări. Da? Este important și îmi doresc să văd un bilanț la sfârșitul anului următor, în ce măsură aceste cereri le vom regăsi în planuri concrete și în clădiri renovate. Sigur, ne dorim o reducere a costului facturilor la energie și în demersul public pe care l-am făcut de fiecare dată, arăt că acest lucru se poate face pe termen lung dacă vom face pași concreți în acest sens.
Un alt aspect important îl reprezintă proiectele, dacă vreți, de conștientizare. Și aici, la fel, salut două proiecte la care am avut ocazia să le văd în desfășurare, cele în rândul copiilor. Este foarte important și, credeți-mă, am fost plăcut surprinsă să văd copiii din școala primară sau gimnazială care au cunoștințe de eficiență energetică, care știu cât de important este să utilizăm energia solară sau eoliană, care știu ce înseamnă și fac distinția între ce înseamnă să folosești materiale prietenoase cu mediul, cum e roca bazaltică. Și atunci este important să nu neglijăm această perspectivă. Am văzut un proiect derulat de România Eficientă sau de Primăria Sectorului 6. Chiar am organizat la Parlament, la începutul lunii martie, o expoziție extraordinar de frumoasă cu clădirile, machetele, de fapt sunt niște machete și clădirile viitorului, așa cum copiii le văd. Și da, nu trebuie neglijat nici acest aspect. Dar, în același timp, să nu uităm că multe dintre UAT-uri nu au fonduri suficiente și atunci este important să gândim o strategie pe termen lung atunci când vorbim de eficiența energetică a clădirilor. Până la sfârșitul sesiunii parlamentare, noi vom avea acest proiect de eficiență energetică al cărui inițiator sunt, va fi gata. Am reglementat acolo tot ce înseamnă, dacă vreți, chestiuni tehnice și aici vorbim de definirea raportului de specialitate atunci când vrei să înlocuiești componente ale ascensoarelor, vorbim de încălzirea, dacă vreți, a părții, dacă vreți, a acoperișului, oricum chestiuni ce țin de partea tehnică și care vor ajuta, dacă vreți, la implementarea acestor proiecte. Însă, cred că trebuie să existe un demers concertat și o legătură strânsă atât între noi politicienii, dar mai ales când vorbim de cei care ar putea, și aici vorbim de mediul de afaceri, care ar putea, la rândul dumnealor, să facă acest parteneriat public-privat și, într-adevăr, să regăsim și în localitățile mai puțin fericite din punct de vedere al bugetului pe care le-au la dispoziție, să regăsim clădiri care au fost renovate și astfel, într-adevăr, să ne încadrăm în acest termen pe care ne-am propus, 2030, în care ne dorim ca cel puțin 35% din clădirile din România să fie renovate. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Chiar important procent. Și important perspectiva, dacă vreți, 360 de grade, adică și conștientizare, dar și niște acțiuni concrete pe zona de policy. Mă întreb către domnul secretar de stat Dragoș Dan Drăgan, la Ministerul Energiei, este alături de noi online. Am urmărit dimineață intervenția domnului ministru Spătaru în prima parte, despre contextul actual, despre impactul asupra mediului economic din perspectiva crizei energiei și așa mai departe. Cumva în același registru aș vrea să vă întreb, actuala criză vine ca să blocheze ce aspirațiile pe care le aveam și planul pe care le aveam sau mai degrabă este o oportunitate de accelerare a lor? Cum vede Ministerul Energiei acest lucru? Bună ziua, mulțumesc de oportunitatea de a fi prezent astăzi și a transmite mesajul Ministrului Energiei și a Ministerului, dezvăluind totodată și întărind totodată acțiunile pe care noi le derulăm în cadrul Ministerului. Mulțumesc încă o dată de oportunitate și de cadrul select alături de ceilalți colegi care participanți la această dezbatere. M-aș referi, înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră punctual, m-aș referi puțin la Planul Național de Redresare și Reziliență, un plan care în domeniul energiei are niște ținte foarte ambițioase. În total, cred că aproximativ 29 de ținte și jaloane sunt în cadrul Ministerului Energiei și acestea vor trebui atinse conform tuturor regulilor asumate.
ceea ce este important, pe lângă actualizările de cadru legislativ, de strategii și de oportunități pe care trebuie să le folosim în perioada următoare, un lucru important se referă la investiții. Iar pentru aceste investiții, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Ministerul Energiei are alocat 1,62 de miliarde de euro. Această alocare se desfășoară pe mai multe investiții și principalele domenii și ținte pe care dorim să le atingem sunt cele în domeniul decarbonării, în domeniul atingerii unei producții mai puternice, mai consistente din surse regenerabile. După cum bine știm, prin Planul Național de Energie și Schimbări Climatice, România și-a asumat o țintă de 30,7 la nivelul anului 2030. Această țintă, în contextul noului plan și a discuțiilor referitoare la pachetul Fit for 55, estimăm să crească undeva la nivelul unui procent de 34%. Prin această modificare, capacitățile de generare din surse regenerabile de energie vor cunoaște în perioada următoare, în această decadă, o creștere substanțială consistentă. Și primul pas considerăm că și a fost făcut, sau primii doi pași au fost făcuți. Primul s-a referit la aprobarea procesului planului de restructurare al complexului energetic Oltenia, în care, pe parcursul acestui deceniu, vor fi înlocuite capacitățile de producție din surse fosile cu noi capacități de producție și aici m-aș referi la o capacitate suplimentară de 725 de megawatts instalați în surse fotovoltaice, de noi capacități flexibile și eficiente pregătite pentru blending-ul de hidrogen, noi capacități pe ciclu combinat de gaz de 1200 de megawatts. Iar al doilea pas esențial pe care Ministerul a demarat în domeniul investițiilor se referă la lansarea polului de proiecte de 460 de milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care urmărim instalarea unor capacități suplimentare de cel puțin 950 de megawatts instalați. Aceste capacități, având bază producția din surse eoliene și producția din surse folosind la ca bază de generare energia solară. Totodată, revenind la întrebarea dumneavoastră, aș dori să vă menționez că este o oportunitate. Acest proces de decarbonare începuse înainte de acest conflict sângeros de la estul granițelor noastre. Acest proces începuse. Când începuse el, așa cum am precizat, începuse prin aprobarea planului de restructurare al complexului Oltenia și începuse prin negocierile care au fost demarate pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. Este o oportunitate în acest moment, toate aceste sume pe care România le are la dispoziție, inclusiv pe partea de realizare de noi capacități de producție din surse regenerabile, inclusiv pe întărirea rețelelor, întărirea rețelei de transport și întărirea rețelelor de distribuție și inclusiv către consumatorul final prin creșterea eficienței, utilizarea eficientă a energiei în procesul industrial sau ca și consumator casnic. Toate aceste activități, procese, se derulează și sunt urmărite atent de către Ministerul Energiei prin noile strategii, direcții și investiții pe care ni le propunem. Aș mai face o precizare suplimentară prin fondul de modernizare. Procesul a fost derulat și început înainte, iar în acest moment avem proiecte individuale aprobate de 980 de milioane de euro pentru capacități de generare folosind energia fotovoltaică și energia și folosind gazul în mix în blending cu hidrogenul. Mă refer la programul de restructurare al complexului Oltenia și totodată avem 475 de milioane de euro alocate pentru proiecte individuale la compania de transport și operatorul de sistem, la Transelectrica, fără de care nu putem
acomoda noi capacități de generare în sistem. Totodată, o nouă schemă de dezvoltare a rețelelor de distribuție de 1,1 miliarde de euro a fost aprobată de către Comitetul de Investiții și va începe derularea în perioada următoare. Deci, vă pot spune că eforturile sunt pe măsură. În cadrul Ministerului lucrăm pentru a pune la dispoziția tuturor participanților din piață și împreună cu acestea, foarte important, dezvoltarea acestor scheme de suport prin care să ne atingem țintele pe care le vom seta la nivelul anului 2030. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu tare mult! Merg către domnul Constantin Toma. Dincolo de discuția teoretică, știu că e frumoasă, avem planuri, avem strategii, reforme, dar trebuie să ne întoarcem la o realitate curentă și cred că cel mai bine se vede de la nivelul unui oraș. Și cu siguranță cred că cunoașteți mai bine decât oricine care sunt nevoile acolo, la firul ierbii. Pe de altă parte, nu pot să ignor că urmăriți și dezvoltarea unitară de la nivelul Asociației Municipiilor din România. Este PNRR de ajutor? E gestionat corect? În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Asociația Municipiilor din România reprezintă peste 50% din populația României și peste 70% din produsul intern brut. Iar vis-a-vis de acest produs intern brut, 95% din el se realizează în municipii și orașe. Sigur, PNRR-ul este o soluție, pentru că înseamnă foarte mulți bani, dar nu suficienți. Sigur, în programul celălalt, care încă nu s-a terminat, 2014-2020, vorbesc despre municipiul Buzău, că știu cel mai bine. Am adus în jur de 82 de milioane de euro din fonduri europene, ceea ce ne-a clasat pe locul 7 la nivel național. Iar în acest val al renovării, prima strigare pe fonduri europene, municipiul Buzău a reușit deja să ia 95 de milioane de euro fără TVA. Doar pentru reabilitare, renovarea 40 de blocuri. Dar Buzău are 450 de blocuri. Dacă facem o regulă de 3 simpli, niciodată nu o să avem bani pentru a reabilita toate blocurile, cum spunea doamna deputat. Este absolut imposibil, iar acolo se pierde foarte, foarte multă energie. Avem două teme aici la masa asta, legat de energia regenerabilă și legat de deșeuri. Aș începe cu deșeurile pentru că suntem români și e o adevărată rușine, oriunde te duce, vezi gunoaie aruncate. Din păcate, acest PNRR nu cuprinde decât foarte, foarte puțin din rezolvarea acestei probleme, respectiv acele platforme voluntare și, în sfârșit, acele insule eco. Conceptul este, nu greșit, dar incomplet, pentru că noi avem ca țintă să, anul ăsta, de exemplu, să facem 55% grad de reciclare, la anul 60%, în condițiile în care deșeurile din România înseamnă 60% biodegradabil. Ori nu avem nicio tehnologie finanțată prin PNRR sau prin AFM, Agenția Fondului de Mediu, îl avem aici în sală și pe domnul Raul Pop, unul dintre cei mai buni profesioniști în domeniul ăsta al deșeurilor. E adevărat, a fost și secretar de stat, nu prea s-a văzut mult atunci, dar sperăm în viitor să arate, dacă va avea posibilitatea, mult mai mult, probabil nu din cauza dumnealui, nu mă bag, nu cunosc, dar trebuie să facem ceva aici, pentru că am încercat la Buzău să devenim oarecum campion și pe treaba asta, pentru că suntem singurul oraș care avem și o strategie aprobată de Consiliul Local de tranziție de la economia lineară la economia circulară. Și am zis, hai să facem ceva. Ne zbatem toți sub 10% grad de reciclare. Buzău, cât e de mic, vreo 100 și ceva de mii de locuitori, vreo 130 de mii în acte, să vedem cât va ieși la recesământ. Plătește 1 milion de euro în fiecare an pentru suplimentul care îl ducem la groapa de gunoi, 80 de lei tonaș, care culmea se numește taxă pe economia circulară, și o penalizare de 50 de lei pentru aceeași tonă care nu ai reciclat-o.
Ori este o mare problemă. Eu am sectorizat Buzău în 12, am o armată de polițiști locali care n-au reușit să-i dau afară și i-am pus să păzească fiecare sector pe partea asta cu reciclarea. Este imposibil să ajungi la vreun rezultat. Ori aici, dacă te uiți la tehnologiile mondiale, se vorbește de digestie anaerobă. Noi nici nu avem legislație, avem doi parlamentari aici de frunte. Pentru că acel biodegradabil nu-l duci direct în compost, îl duci spre să produci biogaz în digestia anaerobă și pe urmă te duci la compost. Vis-a-vis de compost am ajuns la un record extraordinar. 100% importăm compostul din Ungaria și din Polonia și nu știu ce alte țări. Iar noi, o țară și agricolă, sau preponderent agricolă, că industrie nu prea mai avem, nu facem nimic să producem compost. Ori deșeurile astea municipale ar putea să dea foarte mult compost, inclusiv energie. Dacă până în 24 februarie anul ăsta se vorbea de acordul de la Paris din 2015, Directiva Europeană 848 în 2018, tranziție la economia circulară, la economia lineară sau Green Deal-ul din iunie 2020, acum suntem forțați, obligați să ne batem cu cele două arme ale Rusiei, petrolul și gazele. Deci noi ar trebui și în PNRR și în programele operaționale, care mai înseamnă încă vreo 50 de miliarde de euro, să reușim să avem energie alternative și să nu mai depindem ca și Uniunea Europeană de furnizorul rus. PNRR-ul sigur înseamnă pentru primăriile din România o treime din acești bani, nu sunt deloc puțini și bineînțeles în funcție de inspirația ta ca primar, de eu știu ce ai în localitatea ta, încerci să salveze comunitatea, să o duci la dezvoltare, pentru că eu consider că un oraș și o localitate este în competiție cu orice oraș, cu orice localitate din toată Uniunea Europeană și din lume. Pentru că trebuie să devenim mai atractivi și competitivi. România a pierdut vreo 6 milioane de oameni care lucrează afară. Greu să-i mai întorci. Eventual vin să-și mănânce pensia aici. Și ce facem noi? Deci în fiecare an mă duc la copiii ăștia care termină bacalaureatul. Foarte puțin spun că rămân în țară. Toți vor să plece. Ce să le spunem la copii? Bineînțeles că încercăm o mulțime de proiecte, de programe, dar trebuie să facem ceva. Și acest ceva am zis la Buzău. Avem o viziune, Buzău, oraș magnet până în 2030, vis-a-vis și de toate țintele noastre sunt pe 2030 și 2050. 2030 o mai prind, 2050 nu o mai prind. Vorbesc de așa ca viață. Și atunci mă concentrez pe 2030. Avem o misiune, Buzău, să obțină atâta atractivitate și competitivitate pentru locuitorii săi, pentru investitori și pentru vizitatori, astfel încât, de ce nu, să devină unul dintre cele mai importante orașe din România. Și mai ales avem obiective stabilite pe toți cei patru piloni ai dezvoltării unei comunități, pe economie, pe educație, pe social și pe cultural. Am încercat să obținem inclusiv un brand, iar în 2000, anul trecut, în 23 iunie, Buzău a obținut titlul de cel mai bun brand de oraș din Europa, în cea mai mare competiție de branduri din lume. Am ajuns în finală cu Parisul. Bineînțeles că nu ne comparăm cu Parisul, în sensul că suntem mai buni ca ei. Nu suntem mai buni ca ei. Era vorba de o campanie de branding, care noi am început în 2018 și am reușit să luăm treaba asta. Și nu pot să amintesc de alte două proiecte, că sunt legate de tema care o am în discuții. Un proiect câștigat din 340 de proiecte la Ministerul Federal al Mediului, Schimbărilor Climatice și Siguranței Nucleare din Germania. Green Circular and Smart Buzău, deci s-a terminat prima parte a proiectului, conceptul de dezvoltare, în care am atacat acolo trei zone cu partenerii din Germania, respectiv deșeuri, energie regenerabilă și apa, pentru că ne bate în joc de ea. Este vorba de apa de ploaie și apa provenită din stațiile de epurare. Stațiile de epurare și un alt proiect care ne-a reușit, prima școală circulară din Uniunea Europeană, proiect premiat și de ambasada Franței, am luat premiul întâi la o competiție pe care o țin pe orașe
durabile și încercăm în PNRR acum să ducem toate școlile din Buzău să le facem circulare și discutam mai devreme cu domnul Raul Pop, lucrăm la un manual pentru economia circulară pe care încercăm să-l introducem în toate școlile, pentru că dacă nu sensibilizăm de aici nu avem nicio șansă. La noi a intrat așa în obișnuință, naturalul nostru de a fi, de a arunca gunoaie oriunde. Legislația, chiar dacă s-a întărit, nu este respectată și este e o mare vulnerabilitate pentru noi și atunci am zis să începem cu copiii și în cea mai mare școală din Buzău, școala 11, cu peste 2000 de elevi, am introdus inclusiv gestiunea selectivă a deșeurilor sau colectarea selectivă a deșeurilor pe 8 fracții, gestiunea apei, toată energia se obține din energie regenerabilă, stații de compost, o seră didactică în care cultivăm permacultural și așa mai departe. Vă mulțumesc, pot să vorbesc foarte mult despre treaba asta, dar încă o dată, la nivelul, cel puțin la nivelul municipiilor, ne străduim fiecare primar în parte să ne transformăm orașele și a devenit o adevărată competiție și între noi să luăm cât mai mulți bani, dar nu numai luăm bani, că și cine ia bani cei mai mulți, este pe primul loc. Nu. Să creăm niște să ducem la capăt niște investiții prin care, într-adevăr, orașele noastre să fie mult mai atractive și mai competitive, să nu ne mai plece oamenii și, de ce nu, să ne aducem oamenii înapoi. Pentru că este o adevărată, cum să vă spun, un adevărat șoc. Buzău este în marginea Câmpiei Bărăganului, așa. Tu le mergi până în centru, așa, în afară de cei în toată România, acum ucrainieni, refugiați, nepalezi, vietnamezi, indieni, din malaizieni. Este o nebunie, dar nu unul, doi, o mulțime. Dom'le, ce naiba se întâmplă aici, scuze? Ce se întâmplă? Ai noștri să duc la muncă afară și vin ăștia și au ocupat și restaurante și șantiere și absolut tot, hoteluri și așa mai departe. Mulțumesc. Păi nu e rău. Suntem atractivi, dar pentru altcineva. Da, mă îndrept, mulțumesc tare mult pentru intervenție, o să revin pe câteva subiecte ridicate. Cred că perspectiva asta locală, mult mai practică, ajută. Am reținut ideea că, evident, nu este suficient, mai ales dacă vrei să-ți atingi țintele, și că o mare provocare este cea de a schimba comportamentul oamenilor, mai ales pe zona asta de a fi mai... de a intra în acest spirit al economiei circulare. Mă îndrept către doamna Mihaela Constanda, consilier al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor. Discuția cumva vine cu diverse perspective, de la energie, cum am văzut, până la dimensiunea locală. Care e perspectiva Ministerului Mediului? Care sunt oportunitățile oferite aici? Mă gândesc, în primul rând, la... dacă vreți, cele legate de managementul apelor și deșeurilor, că știu că e o preocupare constantă la nivelul, mai ales la nivel de autorități locale, cum am văzut, dar și mai larg asupra biodiversității, dacă vreți. Cum vede Ministerul zona asta și mai ales în context PNRR, dacă putem vorbi așa? Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație! Sunt onorată să mă aflu aici alături de dumneavoastră. Mă aud? Cred că mă aud acum. Ministerul Mediului vine cu un portofoliu consistent de reforme și investiții în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Gestionăm integral trei componente din plan, respectiv componenta managementul apei, componenta 1, în care... o parte consistentă se adresează UAT-urilor și o să vorbesc mai pe larg despre aceasta după ce o să le trecem în revistă. A doua componentă este componenta de păduri și biodiversitate, în care venim cu cel mai amplu program de împăduriri al României, respectiv 57.000 de hectare de suprafețe noi împădurite. Și componenta 3, care este în spiritul discuțiilor de astăzi, waste management, în care venim cu un portofoliu de investiții, e adevărat, nu suficient, și spun nu suficient pentru că el a fost gândit din perspectiva complementarității cu alte programe precum POIM și PODD.
în care ne adresăm de asemenea OAT-urilor și fermelor prin managementul gunoiului de grajd. O să vorbesc astăzi mai mult sau o să încep a vorbi despre pilonul 1, componenta 3, managementul deșeurilor, în care MMAP a obținut de la Comisia Europeană aprobare pentru următoarele tipuri de investiții. Înființarea de centre de colectare cu aport voluntar, așa zisele CAV-uri, care să asigure colectarea separată a deșeurilor menajere pentru o serie de fluxuri de deșeuri, având drept rezultat 565 de astfel de platforme mici și medii, care se adresează comunităților de până la 50.000 de locuitori. Și ca să fim foarte practici, o să dau și niște cifre concrete de deschidere a apelurilor, pentru că îmi doresc ca mesajul meu să ajungă până la ultimul beneficiar. Îmi cer scuze, am puține emoții pentru că nu sunt obișnuită cu vorbitul în public. Deci, conform calendarului negociat cu Comisia Europeană, apelul de proiecte pentru aceste CAV-uri se va deschide în trimestrul 3 al acestui an. Al doilea tip de investiții care fac parte din așa zisele SMID-uri este înființarea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local, în special în zonele de blocuri de apartamente, având drept rezultat aproximativ 14.000 de astfel de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor, care vor fi puse în funcțiune până la 30 iunie 2026, conform aceluiași calendar agreat cu Comisia Europeană. Alocarea bugetară pentru aceste insule este de aproximativ 200 de milioane de euro, iar beneficiarii, așa cum am spus, sunt OAT-urile. Proiectele de construcție a insulelor ecologice digitalizate se vor implementa, așa cum este și cazul CAV-urilor, în cadrul unor scheme de ajutor de stat, care acum se pregătesc sau sunt în proces de negociere de construcție cu Consiliul Concurenței. Mai sunt și niște centre de colectare separată pentru destinate marilor aglomerări urbane, precum București, Constanța, Cluj-Napoca și alte astfel, sunt 15 în total, care nu diferă decât ca mărime de platformele mici și medii. Bugetul total al apelurilor de proiecte este de 736 de milioane de euro. Rata de finanțare este foarte bine de precizat. Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. Obiectivul acestor scheme de ajutor îl constituie acordarea de sprijin financiar municipiilor, orașelor, comunelor, asociațiilor de dezvoltare intracomunitară sau asociațiilor de OAT-uri, conform așa cum sunt ele definite de legea 51/2006 privind serviciile comunitare de interes public. Cam acestea ar fi în mare parte cele trei tipuri de investiții care intră în SMID-uri și mai avem un tip de investiții extrem de important și extrem de cerut pe piața fermierilor. Este vorba de gestionarea gunoiului de grajd. Gestionarea gunoiului de grajd se adresează atât fermierilor mici, cât și fermierilor mari. Ele se constituie în niște sisteme care cuprind platforme mici, platforme mari, destinate marilor crescători, chiar și niște stații de biogaz și stații de compost. La fel, și această investiție se va derula prin scheme de ajutor de stat. Ne străduim noi să fie cu 100% finanțare. De asemenea, suntem în proces de construcție cu Consiliul Concurenței.
Avem și o investiție care se adresează operatorilor economici. Este vorba despre fabricile de reciclare. Sunt extrem de așteptate pe piață. Construcția de instalații de reciclare a deșeurilor în vederea atingerii țintelor de reciclare din pachetul economiei circulare. Vom finanța 26 de instalații de reciclare a deșeurilor puse în, și acestea vor fi puse în funcțiune până la 30 iunie 2026. Alocarea bugetară este de 220 de milioane de euro, dar este important de reținut că nu va fi, fiind o schemă de ajutor de stat pentru destinat operatorilor economici, va avea o rată de finanțare, de cofinanțare de minim 25%. Deci finanțarea din PNRR va ajunge până la maxim 75% în funcție de tipul de beneficiar și în funcție de regiunea de dezvoltare din care face parte. Cam acestea sunt investițiile pe care Ministerul Mediului le-a negociat cu Comisia Europeană în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, destinate UAT-urilor și operatorilor privați. Mai sunt și alte tipuri de investiții, poate că ar fi bine să le menționăm, pentru că ele vin și ajută cumva la reconstrucția României. Nu mi-este teamă să folosesc cuvinte mari. Este vorba despre dotarea gărzilor de mediu și dotarea APM-urilor. Apropo de ANPM, de Agenția Națională de Protecție a Mediului, ar fi important de precizat și faptul că avem o bucată importantă în componenta 7 de digitalizare pe care o gestionăm, prin care digitalizăm 32 de servicii din cadrul ANPM-ului. Despre componenta de apă, cred că aceasta este o altă componentă despre care se așteaptă mai multe informații. Avem trei tipuri de investiții adresate UAT-urilor: extinderea sistemelor de apă și canal în localități aflate în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin planul accelerat de conformare cu directivele europene. Aici avem cea mai consistentă bucată, respectiv 600 de milioane de euro, și vom deschide primul apel de proiecte undeva în luna iulie, am preconizat noi. Deja ghidurile au fost date în consultare și am avut întâlniri cu reprezentanții AMR, cu reprezentanții POIM pentru bucata de complementaritate și alți actori relevanți de pe piață. O altă investiție care este destinată localităților mai mici de 2000 de locuitori, în valoare de 200 de milioane de euro, scuzați-mă, și încă o investiție în valoare de 168 de milioane de euro, în care 88.000 de gospodării vulnerabile vor fi conectate la apă și canal. Pe lângă aceste investiții adresate UAT-urilor, în zona de reconstrucție, portofoliu consistent și extrem de necesar României este accesat de ANAR, de instituție care este aflată în subordinea Ministerului, în care vor fi reabilitate diguri, va fi realizat un cadastru al apelor, în care vine o bucată consistentă de dotări cu echipamente de ultimă generație, extrem de necesare în partea de reconstrucție.
Un alt beneficiar este ANM-ul, care în contextul schimbărilor climatice avem aprobate pentru ei suplimentarea stațiilor actuale meteo cu încă 400 de stații meteorologice de ultimă generație, dintre care 100 de stații agrometeorologice pe întreg teritoriul României. Deci aceste stații vor fi montate pe întreg teritoriul României și credem noi că ele sunt extrem de necesare, în special în perioadele de secetă și în perioadele de iarnă. Am trecut în revistă. Mulțumesc tare mult. Da, chiar adică sunt foarte, foarte multe care trebuie, de care trebuie ținut cont. Aș pleca de la ce spuneați vis-a-vis de componenta asta de apă, întorcându-mă către domnul primar. Pentru că nu de puține ori am văzut că, ignorând cumva datele, am ajuns să finanțăm ciudat. Aveți o discuție înainte de am asfaltat sate, dar am uitat să le asfaltăm străzile din orașe. Și avem tot soiul de componente din astea disfuncționale. Știu, de exemplu, din zona de apă, avem rețele de apă trase în sate, dar la care lumea nu se leagă pentru că nu au bani să plătească și tot așa, populație îmbătrânită, etc. Din perspectiva de data asta locală, dacă vreți, ce e de făcut? Unde ne lipsește? E parte de coordonare? E parte de coordonarea finanțării? E parte de o gândire puțin mai integrată? Sau ce ne lipsește? E dificil de spus, pentru că pe român, acolo unde sunt sisteme centralizate, consumăm cea mai puțină apă pe cap de locuitor, ca să spun așa. Lumea nu se leagă, cu toate că ar trebui să existe o obligație în momentul în care e dus rețeaua de apă și canalizare la poartă. El trebuie să fie obligat. Acum vine prima branșare sau prima conectare, vine acest program prin PNRR și acest lucru nu este rău deloc. Și sper să lege cât mai mulți oameni, cât mai multe familii, pentru că este o necesitate și, eu știu, educația trebuie să primeze. Aș fi vrut să mă ascult de la doamna secretar de stat, da, și de, în afară de împăduriri, reîmpăduriri și de biodiversitate. Pentru că, până la urmă, e foarte important să întărim biodiversitatea, să avem, eu știu, ape curate, să avem cât mai multe, eu știu, animăluțe, faună, floră diversă, pentru că, din păcate, am pierdut și pierdem foarte, foarte mult și ne va ajuta, pentru că sunt foarte mulți bani pe tranziția asta verde și pentru treaba asta, bineînțeles, ne-ar trebui ghidurile de finanțare cât mai repede și sper ca Ministerul să se țină de cuvânt și să ne implice, pentru că, așa cum vă spuneam, o treime din banii care sunt pe PNRR sunt bani pe care, unde sunt eligibile OAT-urile, deci localitățile din România, și ar trebui să ne implicăm, pentru că, din păcate, eu știu, ministerul înainte nu prea asculta, ne-am întâlnit de foarte multe ori, dar, din păcate, propunerile făcute de noi, cel puțin cei de la municipii, nu au fost luate în considerare și au apărut diferite, eu știu, găuri, ca să le spun așa, pentru că, până la urmă, noi ne lovim în fiecare zi de problemele oamenilor și ne cunoaștem fiecare localitate astfel încât să venim și cu idei bune. Mai ales că erau idei pe care le convenisem la nivelul întregii asociații, la nivelul întregului corp de primari de municipii din România. Deci trebuie lucrurile făcute și în forță, din păcate, pentru că, ca să vă răspund foarte direct, că nu ne aude nimeni. E foarte important să aplicăm legea și acolo unde nu se aplică să pedepsim. Asta e. Da, pe de altă parte, schimbarea de comportament pe care o menționați, ea vine cu, de obicei, cu două lucruri. Odată cu această, hai să zic, urmărirea implementării legii, deci cumva cu law enforcement,
dar pe partea cealaltă și vine, trebuie să vină și cu niște, cu niște avantaje sau cu niște schimbări de tip, de tip policy. M-aș întoarce la doamna deputat tocmai din perspectiva asta. Spuneați efortul pus pe educație, efortul pus pe componentele de pilotare și așa mai departe, dar componenta asta de schimbare a comportamentului, ea există sau unde, unde poate fi adresată cel mai bine pe acest ciclu amplu? Ea există și așa cum a precizat puțin mai devreme domnul Constantin Toma, ține foarte mult și de, dacă vreți, de, și de politica locală. Ține foarte mult și de modul în care există o colaborare între autoritățile centrale și cele locale. Sigur, este important și am observat o mai mare deschidere când vorbim de, de copii. Aici vorbim de, cum am spus, de copii din ciclul primar sau gimnazial, însă scade acest interes din momentul în care ne mutăm în zona copiilor care sunt la liceu. Aici este într-adevăr de văzut care ar fi, dacă vreți, modalitatea prin care putem ajunge cu informația și către, și către ei. Și aș mai spune un lucru, este nevoie și de o conștientizare la nivelul, la nivel de UAT, la nivel, deci la nivel de, să spunem, al fiecărui oraș. De ce? Pentru că am observat că în discuțiile cu cetățenii, mulți privesc foarte sceptic această componentă a eficienței energetice a clădirilor. Și spun, cum o să-mi influențeze mie viața faptul că îmi renovez locuința? Și aici este nevoie cumva de o campanie pe care să o gândim și vorbesc și aici mă adresez ministerelor de resort, cu campanii de conștientizare clare către cetățeni. La fel, autoritățile locale și, bineînțeles, și noi, în calitate de parlamentari, în circunscripțiile unde activăm. Totodată, ar mai fi un aspect pe care aș vrea să-l precizez, ce facem cu, să spunem, cu copiii care încă merg la școală în clădiri care sunt foarte vechi sau chiar au un risc seismic ridicat. Iarăși în PNRR avem aceste fonduri alocate pentru consolidare, numai că în momentul în care cineva ar fi interesat să, și aici vorbim de primării, un primar ar vrea să facă această renovare aprofundată, necesită timp și resurse financiare foarte mari. Să nu uităm însă și atrag atenția încă o dată asupra faptului că avem un fond imobiliar învechit și avem clădiri de patrimoniu extraordinar de frumoase, care la fel și ele trebuie să intre în acest proces de renovare, care însă este o renovare ce implică specialiști. Nu poți face o intervenție într-o clădire de patrimoniu așa cum ai face, să spunem, într-o școală. Și atunci trebuie cumva să nu neglijăm nici clădirile de patrimoniu și nici pe cele cu risc seismic. Există această tendință de a selecta în primul rând, acele clădiri care, din punct de vedere economic, este sustenabil să faci intervenția, dar care nu necesită o renovare aprofundată. Și pentru că tot a vorbit domnul Toma puțin mai devreme de biomasă, e adevărat, România, potrivit strategiei prezentate în 2020 de către Ministerul Energiei și domnul Drăgan aici prezent mă poate corecta, România are un potențial de aproape 7 milioane în ceea ce privește producerea unei astfel de energii verzi. Din prezentările făcute de cei de la APIA rezultă că peste 38.000 de hectare nu sunt cultivate, iar dacă ele ar fi cultivate cu plop, am avea peste 480.000, am avea 480.000, să spunem, de tone de astfel de material lemnos pe care l-ai putea folosi în ceea ce privește producția de biomasă. Sunt județe, cum sunt cele Suceava, Neamț, Harghita, care se pretează pentru astfel de dezvoltare de capacități, dar nu numai. Și atunci, ceea ce vreau să spun este că ține foarte mult, dacă vreți, de
atât de autoritățile locale, dar și de cele centrale, de a crea acest dialog. În ceea ce ne privește pe noi, pentru că, sigur, aici vorbim de Parlament, noi putem continua acest dialog atât cu Asociația Municipiilor și chiar vorbeam puțin mai devreme cu doamna Dragu și îi adresăm domnului Toma o invitație în acest sens. Putem continua acest dialog. Sigur, intervențiile pe care noi le facem sunt strict legate de abdatarea legislației, dar dincolo de această intervenție, restul ține foarte mult de executiv și de, bineînțeles, de autoritatea locală, care trebuie să prioritizeze care sunt acele proiecte, să spunem, care pot deveni model de urmat și de alte unități administrativ-teritoriale. Mulțumesc tare mult. Mă întorc la doamna Dragu, tot din perspectiva asta de policy. Spun asta pentru mie mi se pare un instrument extrem de puternic în a schimba comportamente, pe de-o parte. De obicei, schimbările de tip policy, adică toată lumea trebuie să facă ceva, vin la pachet, bine, dar n-avem bani. Ori acum există această componentă de ajutor și nu vorbesc numai de PNRR, ci de toate posibilitățile de finanțare în care poți să impui acest lucru. Și, paranteză aici, observasem acum mulți ani, guvernul britanic a obligat toate instituțiile publice să-și facă un audit energetic pe clădirile proprii și să publice aceste cifre pe site-ul guvernamental, urmărind sau având o intervenție de tip policy să reducă sau să crească eficiența energetică. Putem veni la nivel de policy cu așa ceva, mai ales pentru că avem aceste clădiri. Mie mi se pare că nu, nici măcar nu avem o evidență foarte clară a ce avem în momentul de față. Dar aici mă corectați dacă greșesc cumva. Dar ideea mare este putem împinge dinspre o regulă având această oportunitate a finanțării? Cu siguranță că putem face și exact asta trebuie să facem. La nivel de policy, ce putem face noi ca parlamentari să gândim inițiative legislative sau să sprijinim proiectele de lege care vin dinspre guvern? Și vorbea doamna deputat despre acest inițiativă legislativă despre eficiență energetică, care da, a beneficiat de sprijinul larg al parlamentarilor, dar noastră întrebați de măsuri de politici economice, energetice, vorbim desigur de resurse financiare și astea s-ar găsi. Vorbeam mai devreme despre atitudine. Spuneam că contează foarte mult atitudinea și doamna deputat Osman și domnul primar Toma spuneau despre conștientizare. Deci, ce constat eu ca membru al legislativului, ca parlamentar, este că ai nevoie de legi, de mecanisme, de instrumente și finanțare. Și vă rog să mă credeți, și că a fost ministru de finanțe, finanțarea e pe ultimul loc. Dacă e voință, se găsește o soluție. Dar ne trebuie această viziune. Și s-a mai spus aici, de la educație, de la grădiniță, școala generală, copiii trebuie să înțeleagă de mici ce înseamnă eficiență energetică, ce înseamnă reciclare, ce înseamnă economie circulară. Și să vă spun un exemplu foarte simplu. Locuiam în Belgia, băiețelul meu era la grădiniță și a venit acasă. Am mai dat exemplul ăsta pentru că e absolut impresionant și cred că ar trebui să-l aplicăm. A venit acasă și mi-a spus, mami, astăzi la noi la școală a venit o prințesă de pe altă planetă, care a fost nevoită să-și părăsească planeta, a fost alungată de acolo de gunoaie. N-au avut grijă de planeta ei, a lor, și atunci au fost nevoiți să se refugieze și au venit la noi pe pământ. Pentru că noi aici reciclăm. Și uite, ne-am învățat la școală cum să reciclăm. Și într-adevăr, în Belgia aveam acasă trei, apoi chiar patru feluri de a sorta gunoiul. Când ne-am mutat în România, copilul meu era foarte debusolat, rămânea cu gunoiul în mână, spunea asta unde o pun. Și am început să facem și acasă o reciclare, dar știți bine că
suntem foarte mult în urmă și mă uit către domnul Pop. Împărtășim aceeași durere. Deci, ține foarte mult, când vorbim de policy, ține de atitudine, de conștientizare, de educație. Aici văd un rol foarte important al societății civile, al ONG-urilor care să vină cu proiectele acestea de educație, pentru că altfel, dacă o lege în sine nu este suficient pentru a schimba un comportament. Ne trebuie mult mai mult decât atât și ne trebuie ca aceste discuții să aibă loc în continuu, să fie în spațiu public, să, în loc să avem atacuri la persoană în mediul politic, hai să venim cu proiecte de-astea constructive pentru economie și pentru țară în general. Mulțumesc tare mult! Mă întorc către domnul secretar de stat, Drăgan. Cumva am văzut că la nivel de proiecte și la nivel de ambiții sunt destul de mari, dar care vedeți că sunt provocările? Unde vedeți niște zone critice sau unde trebuie o atenție mai mare din partea Ministerului și apoi pe parcursul implementării, unde vedeți aceste provocări? Am văzut câteva la nivel local prezentate. Da, mulțumesc de întrebare. Înainte de a răspunde, aș dori doar să fac o scurtă precizare la faptul că în cursul acestui trimestru, așa cum am discutat și cu COGEN-ul și cu Asociația Municipiilor din România, vom lansa un col de proiecte pentru producție de energie termică în condiții de eficiență sporită. Și așteptăm cu interes și încă o dată pe această cale reiterez invitația UAT-urilor să participe la acest col de proiecte. Totodată, legat de acest col de proiecte, ne gândim și la partea de transport, la rețeaua de termie și acolo suntem în curs de a definitiva o schemă de suport care va fi finanțată prin fondul de modernizare. Deci ne gândim integrat capacitățile de cogenerare de înaltă eficiență și rețeaua de termie prin investiții în aceeași perioadă de timp. Revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că provocările foarte mari, așa cum a fost precizat și înainte, nu sunt sursele financiare. În acest moment sunt puse la dispoziția participanților din piață. Noi, ca Minister al Energiei, așa cum am precizat, am și început alocarea lor și lansarea unor scheme de suport și am observat un interes foarte, foarte ridicat pentru aceste scheme de suport. Multe companii sunt interesate să aplice. Vom veni inclusiv pentru autoritățile publice locale și pentru autoritățile publice centrale prin fondul de modernizare. Intenționăm să venim cu scheme dedicate pentru producția din energie din surse regenerabile, inclusiv pe gazeificarea deșeurilor, pe piroliză, pe biomasă. Și cred că cea mai mare provocare nu este doar la nivelul strategiilor și elaborarea legislației primare, unde lucrăm îndeaproape cu reprezentanții Parlamentului, dar este foarte importantă și legislația secundară, precum și dezvoltarea unor proiecte și elaborarea lor, aducerea lor în forma de studiu de proiect și studiu de fezabilitate. Având în vedere toate aceste etape, toate aceste instrumente care vor fi puse la dispoziția potențialilor beneficiari, consider că legislația secundară trebuie și adoptată în spiritul legislației primare. Și aici m-aș referi, de exemplu, la ceea ce a fost implementat la sfârșitul anului trecut prin implementarea directivei 943 referitoare la prosumatori, unde am definit prosumatorii în două categorii, până în 200 de kW și peste 200 de kW până în 400, cei din prima categorie beneficiind de compensare cantitativă, iar ceilalți din categoria de 201 kW până la 400 de kW beneficieze de compensare financiară. Urmând ca legislația secundară să fie actualizată de către autoritatea competentă. Și o am observat în ultima perioadă un efort puternic și permanent al autorității de a adapta și legislația secundară la noile reglementări și cerințe pe care le avem în piață. Dar iarăși este important și încă o dată m-aș referi la faptul de a exista niște proiecte care să fie fezabile
niște proiecte care să aibă, să fie pregătite pentru a fi realizate prin aplicații care vor fi puse în funcție nu doar de Ministerul Energiei, dar și de Ministerul Mediului, de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru că această de s-a deschis și va fi deschis în perioada următoare. Dar este foarte important să avem niște proiecte fezabile care să ne dea, să ne trezească interesul și totodată să ne aducă încrederea că vor fi realizate și prin realizarea acestor proiecte să reușim să aducem, să ne mișcăm mai mult către o economie mai verde, mai circulară și mai rezilientă. Mulțumesc tare mult. Ne-au rămas 10-15 minute și pentru întrebări din partea publicului. Dacă sunt, vă rog, o să mă ajute colegii cu microfoanele. Până atunci am o întrebare venită din public pe e-mail adresată doamnei Constanda. Domnul Corneliu Hențiu spune în felul următor. Există legea compostului emisă în august 2020, dar normele trebuiau publicate în 6 luni și nu s-a întâmplat până acum. Care e procesul aici? Dacă ne puteți răspunde. Din păcate, nu cred că eu nu sunt specialist în domeniul mediului, așa cum am anunțat inițial organizatorii. Eu sunt economist și am contribuit la construcția PNRR-ului, dar vă rog să-mi forwardați această întrebare și vă vom răspunde în cel mai scurt timp cu putință. Mulțumesc tare mult! Da, era o întrebare venită pe e-mail, probabil că o să dăm contactul mai departe și să puteți răspunde direct. Putem face și noi interpelare către minister să folosim acest instrument parlamentar. Iată că rezolvăm din două părți. Mulțumesc, lucru. Doamna Dragu. Îmi place cum sunt preluate din această conferință interpelări către domnii miniștri. Mulțumesc tare mult. De asemenea, avem o întrebare legată pentru domnul Dan Drăgan, dacă s-a propus o evaluare automată a cererilor de ofertă pe baza sumei cerute lei pe megawatt pentru a grăbi procesul de evaluare care este esențial pentru a atinge termenele stabilite privind implementarea proiectelor. Se va modifica platforma în acest sens? Întreabă doamna Sorana Bota. Da, platforma informatică este dezvoltată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Este o platformă dedicată pentru PNRR, nu doar pentru Ministerul Energiei. Este o platformă care va fi pusă la dispoziția coordonatorului principal al PNRR-ului în țara noastră, și anume Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene. Cu siguranță ne dorim ca acest proces de evaluare a aplicanților să se desfășoare într-un timp cât mai scurt și împreună cu colegii de la fondurile europene lucrăm în acest domeniu. Mulțumesc și mai am o întrebare tot venită de la doamna Bărăgan. Și anume, țintele din PNRR, spune dânsa, ar putea fi atinse prin parcurile de mare capacitate, dar care în mare parte nu au autoconsum și nu se justifică stocarea, ci produc energie doar pentru a fi introdusă în SEN, în Sistemul Energetic Național. Propunerea dânsă este de a splita acest buget în buget pentru investițiile destinate autoconsumului și buget pentru solicitanții care generează exclusiv capacități noi de producție de energie electrică în scopul comercializării. O transmit ca propunere, nu știu. Da, ca și investiție, aceasta a fost demarată, ele sunt închise din punctul acesta de vedere pe PNRR pentru producția din surse regenerabile, fotovoltaic și eolian, este această schemă de sprijin. Urmează ca pe fondul de modernizare, inclusiv pentru parcuri de generare de capacități mai mari, să avem o schemă în funcțiune, o schemă care va fi aprobată printr-o schemă notificată la Bruxelles. Ceea ce este foarte important și aș dori să precizez că este esențial ca aceste capacități mari de generare să aibă și capacități de stocare, capacități de stocare care să ajute la echilibrarea și la îmbunătățirea performanțelor nu doar al generatorului de electricitate, al parcului respectiv,
și în același timp creșterea și siguranței și rezilienței sistemului energetic național. Suntem convinși că aceste capacități de stocare la nivelul inclusiv a capacităților mari de generare sunt binevenite și ele ne vor ajuta pentru a reduce aceste costuri de dezechilibre la nivelul sistemului energetic național cu impact asupra costurilor pe care le plătește în final consumatorul casnic sau consumatorul industrial. Mulțumesc tare mult. Mă întorc către sală, dacă sunt. Am stat cu ochii în telefon, ne recunosc și n-am văzut. Mai am o întrebare venită tot din online. În legătură cu finanțarea prin componenta 6, zicem noi capacități de producție a energiei din surse regenerabile, dacă se amână termenul de depunere a aplicațiilor sau dacă se prelungește după 31 mai. Când am definit acest ghid și această schemă, am făcut-o foarte îndeaproape cu toți actorii din piață, cu toate asociațiile profesionale, ne-am sfătuit cu ei tot timpul. Și această schemă a fost, acest pol de proiect a fost demarat și este deschis pentru 2 luni de zile. Totodată, pentru a flexibilita și a veni în ajutorul potențialilor aplicanți, am stabilit ca avizul tehnic de raportare pentru aceste noi capacități de producție să nu fie solicitat la depunerea documentelor, ci la semnarea contractului de finanțare. Totodată am dat posibilitatea ca până la semnarea contractului de finanțare, eventualii aplicanți să poată să contracteze, să semneze contracte pentru livrarea echipamentelor, având în vedere schimbările la nivel global pe care furnizorii de aceste echipamente le aduc în ultima perioadă și totodată semnarea acestor contracte să aibă o clauză suspensivă, aceea de semnarea contractului de finanțare. Deci acest ghid și această schemă a fost elaborată venind de la întâmpinările, propunerile și sugestiile participanților de piață. Și suntem convinși că translatarea unor asemenea scheme și următoarele care vor veni inclusiv pe fondul de modernizare vor avea din ce în ce mai multe dintre solicitările și propunerile participanților și asociațiilor profesionale vor fi înglobate în ele. Mulțumesc foarte, foarte mult. Mai avem câteva minute. Un gând de final, mă întorc către toată lumea, încep din stânga mea. Domnul Toma, vă rog. Deci vorbim de PNRR, sunt optimist că se vor consuma toți banii. Asta cred că este dorința tuturor, pentru că dincolo de micile probleme care sunt, ar ajuta foarte mult la dezvoltarea României. Deci sunt convins că împreună cu colegii mei vom reuși să luăm cât mai mulți din cei peste 8 miliarde de euro care sunt prinși pentru OAT-uri. Mulțumesc! Printr-o colaborare mai bună cu toate instituțiile, nu-i așa? Pe care o menționați. Mulțumesc tare, tare. Mulțumesc și eu. Doamna Dragu? Implementarea PNRR este un nou test pentru România și trebuie să fim, să rămânem optimiști că ne vom descurca mai bine de data aceasta decât în programele anterioare. Dar aș vrea să subliniez un lucru. PNRR a apărut în contextul sau după pandemie. A fost o reacție a țărilor europene urmare pandemiei, în care ne-am gândit, ok, trebuie să facem aceste economii europene mai rezistente în fața șocurilor externe, cum a fost pandemia. Dar avem acum un alt șoc extern, războiul și șocul energetic. Și acum, cred că ar fi cazul să venim cu un nou PNRR, care să fie axat pe energie, care să vină cu resurse suplimentare, mecanisme și tot ce cuprinde un asemenea program, pentru că și în PNRR este componenta de energie și de verde. Dar a fost gândită în contextul în care piața energetică funcționa în acea formulă cu Rusia.
acum nu mai funcționează și atunci este clar că ar trebui să accelerăm. Și cum spuneam, avem Repower EU din 8 martie, pe el trebuie să construim. Și, bun, aceasta, desigur, și noi ca țară membră trebuie să venim cu propuneri către Uniunea Europeană și Uniunea Europeană să gestioneze subiectul și aș vedea nevoia unui nou program de o magnitudine semnificativă la nivelul Uniunii Europene, astfel încât să, într-adevăr, să putem face față și unui șoc extern pe care nu l-am luat până acum în considerare. Într-adevăr. Mulțumesc tare mult, doamna Osman. Eu vreau să închei într-o notă optimistă atunci când vorbim de eficiența energetică și cred că o colaborare strânsă între legislativ, executiv și autoritățile locale, mai ales pe componenta ce ține de conștientizare, dar și de promovare a proiectelor pilot, pot deveni realitate în România. Și da, când vorbim de standarde ENZEB, să nu uităm că nu numai România are o provocare în acest sens, ci și celelalte țări ale Uniunii Europene. De ce? Pentru că legislația fiecărei țări trebuie să se raporteze la noile realități atunci când vorbim de un consum redus de energie. Și să nu uităm că avem această componentă la care țin foarte mult, a clădirilor de patrimoniu, a clădirilor istorice, pe care îmi doresc ca și copiii și nepoții noștri să se poată bucura de frumusețea lor. Eu sunt optimistă și cred că este nevoie de fiecare dintre noi și ține de, dacă vreți, de modul în care vom cheltui acești bani. Și așa cum au spus și antevorbitorii mei, acest plan național de redresare și reziliență are o durată determinată. Există o tendință și la nivelul legislativului uneori vrem să updatăm legislația raportată la PNRR. Noi trebuie să dăm o viziune pentru viitor, pentru că atunci când facem modificări legislative, ele privesc viitorul. Și aici ține foarte mult de viziune și, cum a spus și domnul Drăgan, da, există o colaborare foarte bună pe care noi, la nivelul Comisiei pentru Industrie și Servicii, o avem cu Ministerele de Resort și aici vorbesc de Ministerul Energiei și Ministerul Dezvoltării, atunci când facem aceste modificări legislative și, da, nu trebuie să uităm nici legislația secundară, care este esențială atunci când vorbim de implementarea programelor pe care ne dorim ca ele să fie de succes. Mulțumesc! Mulțumesc și eu tare mult, tare mult. Cred că ne trebuie un mesaj optimist. Doamna Constanda? Și eu vreau să închei tot cu un mesaj optimist. Vreau să vă spun că sunt în această echipă de construcție a PNRR-ului încă de la începutul lui. Și vreau să vă mai spun că erau foarte puține persoane care credeau în finalitatea acestui program. Și iată că s-a întâmplat. Eu personal sunt mândră că am reușit să aducem... Ministerul Mediului are aproximativ 4 miliarde de euro la dispoziție în acest program, pe care ne dorim să-i cheltuim până la ultimul leu. Ținem la toate investițiile noastre, la toate reformele noastre, dar este adevărat, programul de suflet este cel care se referă la Împădurim România, unde am făcut pași importanți, despre care nu am apucat să vorbesc foarte mult, dar mesajul meu este că orice deținător de teren poate să aplice în PNRR și sunt condiții extrem de avantajoase, pe lângă faptul că toate cheltuielile sunt, începând cu proiectare, cu cheltuielile de plantare, de întreținere, sunt eligibile 100%. Printr-o ordonanță de urgență am reușit și am adus în plus, în afara bugetului din PNRR, prin AFM, se va finanța o primă de sechestrare de carbon, care este extrem de atractivă și vă invităm să faceți cunoscut acest lucru și să aplicați prin gărzile regionale forestiere. Mulțumesc, mulțumesc și vă felicit pentru organizare. Mulțumesc tare mult și mă întorc către domnul Drăgan pentru o intervenție de final. Ne-am încadrat și în timp foarte bine. Da,
Ce pot să vă spun? Dacă n-aș fi optimist, nu m-aș afla aici și împreună cu colegii și echipa de la Ministerul Energiei nu am depune toate eforturile de a elabora și a reuși aprobarea unor scheme și programe într-un termen atât de scurt. Și primele eforturi încep să-și vadă roadele. Și aici mă refer la interesul crescând pentru acest col de proiecte prin care sperăm ca minim 950 de megawatts noi capacități de generare din sursele generabile să fie puși în funcțiune până la sfârșitul anului 2024. Vorbim despre lansarea în perioada imediat următoare a colului de proiecte a schemei pentru cogenerare de înaltă eficiență pentru termie urbană. Vorbim despre producția de hidrogen, lansarea la fel în perioada următoare a producției de hidrogen din surse regenerabile, folosind, având la bază sursele regenerabile. Vorbim de colul de proiecte pentru stocarea energiei și așa mai departe. Este foarte important și mă bucur că există un interes major pentru aplicarea la aceste scheme de investiții, dar totodată la fel de importantă este și dezvoltarea legislației primare, elaborarea strategiilor și suntem în curs de elaborare a strategiei hidrogenului la nivelul țării noastre, precum și adaptarea cadrului legislativ primar și secundar pentru a permite unor noi tehnologii să se dezvolte și să aibă o activitate puternică care să conducă la o reziliență mai mare și emisii mai scăzute de carbon. Și aici m-aș referi în special la noile tehnologii de captare și utilizare a carbonului. Vă mulțumesc și vă felicit încă o dată pentru dezbatere. Mulțumesc și eu tare mult. Urmează să vedem dacă optimismul s-a transmis și celor prezenți astăzi. Cred, dincolo de orice, că sunt foarte multe informații de procesat și pe lângă diversitatea punctelor de vedere, mărturisesc aici ca moderator că întotdeauna am apreciat reprezentarea actorilor instituțiilor cheie în implementarea IATA PNRR-ului, dar și în tot ce am avut ca și contribuții astăzi au fost foarte consistente. Am văzut de asemenea o abordare concretă, practică, pe zona de oportunități și cred că această discuție ajută și sper ca toți cei prezenți astăzi să le găsească utile și sper să plece cu mai puține întrebări decât cu câte au venit. Încă o dată și din partea mea felicitări organizatorilor și mulțumiri călduroase invitaților și vorbitorilor. Mirela, legătura către tine. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc foarte mult și eu la rândul vorbitorilor noștri pentru intervențiile aduse. Bineînțeles, mulțumesc pentru moderare, Radu, ca de fiecare dată de excepție. Toate informațiile au fost valoroase ca de obicei și vă așteptăm la următoarele evenimente organizate de The Diplomat, iar pe cei din sală la lunch. Mulțumesc frumos!
The UK government has been a pathfinder globally around modernisation and managing digital disruption. We were the first to form the government digital service 8 years ago. So cloud gives the UK government a massive opportunity to rethink and reimagine how we do business. Emerging technologies have been present for quite a long time. Data analytics, robotic process automation, machine learning, cognitive learning. How do we leverage these technologies for the innovation for the greater good? In UK government, we have many government departments using Oracle. Over 66% use and run with Oracle today. That's around nearly about 300,000 people. But we have a number of departments on Oracle Cloud, principally the Home Office. The UK government uses a wide range of Oracle applications. The benefits of having an integrated solution and bringing the systems together means that the data is seamless and you can spend more time analysing the data from a data science perspective and then saying, right, I'm curious about this piece of data. What does it mean? This year, for the first time, the UK Home Office closed its annual report and accounts and its books faster than any other government department. So that means once we've laid the books to Parliament, we can then move on to something else. Having a fully integrated suite of cloud technologies is fundamental to delivering on the benefits. So the Home Office Metis programme has saved £24 million in terms of a modern procurement system. We want to save at least £300 million in future through better forecast accuracy, better management of public funds, and better management of outcomes for the citizens. It's not about reducing headcount and reducing the number of people, it's making their day jobs better and easier and faster, and making more effective outcomes, both for the UK government, but also for its citizens.